Bună dimineața! Bine v-am găsit alături de noi la simpozionul internațional cu centrarea pe competențe cheie în educație. Am alături de mine pe Magda, colega mea, și invitații din această zi și, bineînțeles, pe Oana, cea care ne ajută tot timpul cu partea de traducere și îi mulțumim din suflet. Avem rugămintea să aveți răbdare cu noi, să urmăriți până la final pentru că sunt prezentări interesante și de asemenea să fiți cât mai activi și să puneți întrebări în secțiunea de chat invitaților noștri pentru că ei sunt nerăbdători să afle ce curiozități aveți. După fiecare prezentare o să avem 10 minute, 10-15 minute pentru secțiunea de întrebări, așa că vă rugăm să fiți cât mai activi. O să trec acum la primul invitat, la Roxana. Bună, Roxana! Roxana face parte din Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, este inspector pentru învățământ primar și rolul este să facă speech-ul de deschidere, un rol foarte important. Mulțumim, Roxana, că ești alături de noi. Cum ești dimineața aceasta? Bună dimineața tuturor, bună dimineața Irina. Îmi încep dimineața într-o atmosferă de învățare plină, chiar dacă afară este frig, ger, noi ne-am încălzit și suntem pregătiți să interacționăm cu cei prezenți. Avem o temă de larg interes, toată lumea vorbește despre competențe, competențe cheie, ce sunt alea, cum se face, cum facem să aducem în sala de clasă formarea și dezvoltarea acestor competențe. Știm însă că învățarea se produce și în afara școlii, prin urmare, cumva ar trebui să ne focusăm pe această învățare pe tot parcursul vieții și în unitățile de învățământ, dar și în afara acestora. Educația continuă și după ce ieșim de pe porțile școlii. Am analizat recent tendințele în educație, tendințele în educație în lume la ora actuală și am identificat trei tendințe majore. Sunt convinsă că le-ați identificat și voi, poate că nu întotdeauna însă conștientizăm aceste aspecte. Mă refer aici la educația online, digitală, la distanță, la educația social-emoțională, homeschooling-ul și, de asemenea, la educația personalizată, bazată pe proiecte prin jocuri și chiar micro-învățarea. Micro-învățarea fiind un concept mai nou. În ceea ce privește această primă tendință, educația online, digitală, am început și noi să învățăm și să aplicăm lucrul acesta odată cu situația medicală din anii 2020-2021. Cert este că sunt argumente pro și contra, fiecare s-a poziționat față de acest tip de învățare și disputa este deschisă în continuare, atât în ceea ce privește metoda în sine, cât și rezultatele utilizării ei. Cert este că după atâta și atâta tehnologie ce a pătruns oarecum forțat în activitatea noastră zilnică cu elevii la clasă, se simte o nevoie complementară de emoție, de emoțional, de social, de atingere umană și aceasta ar fi practic a doua direcție, sensul apropierii umane, sensul ființelor umane, ce comunică între ele într-un limbaj simplu, necodificat, nu în pixel, nu în coduri, și care este transpus în trăiri, emoții. Prin urmare, vă invit să analizați și dumneavoastră această tendință,
și să reușiți ca zi de zi să aduceți emoția și empatia în clasa voastră, în băncuțele celor mici, în sufletele lor, să fim noi cadrele didactice, învățătorii, profesorii, mai mult decât oricând un pilon de emoție și de societate care vindecă, care face bine, care unește, care adună la oaltă și care încurajează și susțină. Inițiativa celor de la EDUMI este lăudabilă tocmai pentru că aduc printre noi, creează această punte între digital, emoție, transpus în alte cuvinte în acele competențe cheie despre care se tot vorbește. Voi fi aici pe parcursul întâlnirii și voi răspunde cu drag la întrebări dacă vor fi. Mulțumesc pentru atenție. Okay, so I'll do a quick interpreting for our guests, Despina and Rogerio. So Roxana is an inspector, actually, and she says that today we are speaking about key competencies, and everybody is wondering what are these, what are those, how can we get them, how can we learn them, how can we teach them. And recently she says, I analyzed the tendencies in the world teaching, and I identified three of them. So I think maybe you also know them. I'll try to enumerate and give a few details. So we know that we have learning through digital method. We also have learning inside the school, outside the school. We have homeschooling and schooling with projects and games, and also personalized education. But we know that if we want to acquire knowledge and competencies, we have to train during our whole life. And training and learning is not finished when we get out of school, but it's continuing during our whole life and outside school. And even when children are still in school, we have to think that teaching and learning are not happening only within the building that we call school, or within inside the classroom. So I was speaking about these three main tendencies, but I'll try to start with the first one, the digital way of doing classrooms and teaching and learning, because everybody crossed this period during 2020-2021 when there was the pandemic. And there are a lot of voices against and pro this method of teaching, and the dispute is ongoing concerning the method and also the results. But now that technology is omnipresent in our lives and in the children's lives and in the classroom, we started thinking that maybe we need to reconnect with feelings, with emotions. And for me, this is the more important things, because once we get rid of everything that is digital, that is microphones and headphones and pixels and images and name it, everything you want, you still need to feel things, to touch things, to be near human beings. And I think the role of the teachers is to be this kind of presence in the classrooms that is empathic with the children, that touches their hearts there. And I think the society needs also to be a healing society, and teachers are the first people from the society in front of the children in the classrooms that can learn them how to feel, how to also know that emotions are important. And I think that EDUMI is a platform that can be described as a bridge between the digital world, but also the emotions, the feelings. And key competencies must combine these two dimensions. So
from now on, I'll be present and I am available. If you have questions for me, I'll gladly answer them. Thank you. Mulțumim mult, Roxana, pentru cuvintele tale. Avem o întrebare de la Violeta, care spune: dacă ai putea să schimbi ceva, un singur lucru în educație, care ar fi acela? Dacă aș putea să schimb un singur lucru în educație, nu știu dacă ar fi vorba de o schimbare sau mai degrabă de un accent pus mai mult pe echipă, pe ceea ce înseamnă echipă. Și echipă nu mă raportez strict la organizarea actului educațional în sala de clasă. Lucrăm în echipă, lucrăm în pereche, lucrăm câte doi, individual, frontal, ci mă refer și la a fi o echipă, în adevăratul sens al cuvântului, noi profesorii. Pentru că de multe ori nu împărtășim toată experiența noastră. Avem tendința să fim cât mai individualiști. Eu pentru mine și cam atât. Avem nevoie să împărtășim. Să împărtășim din toată experiența noastră. Astfel consider eu că putem să creștem frumos și să ajungem ceea ce ne dorim. De aici aș porni eu în schimbarea în educație. Știți cum e, să fii singur poate fi ok uneori, dar să fim împreună, să ne dăm mâna în adevăratul sens al cuvântului, așa cum văd și acolo în spatele Irinei, două pălmuțe care aplaudă, sunt împreună, atingere umană, echipă, forță, sunt foarte multe valențe. Deci echipa. Echipa profesorală, echipa profesorilor, cadrelor didactice, dascălilor, contează, cred eu, cel mai mult. De aici începe construcția. So there was a question for Roxana. Somebody asked if you could change something, anything in the education sector, what would it be? And Roxana answers that before speaking about change, we need to focus on the concept of team, the meaning of a team, not only working in pairs or in a team, but what does it mean to really be a team? I mean, between the teachers, because sometimes teachers want to be on their own, want to be alone. They're only doing things for themselves and not sharing their experiences and their feelings with their colleagues that who are also teachers in the same school. So we really need to learn how to share. And in this way, we can grow and be who we are, who we want to be. Sometimes being alone, it's okay. But being together, it's more important. And I'm seeing the little drawing behind Irina on the background. You see these two hands touching, clapping. And I think that we can do it like this. Touching is being really a team, and then when we have a real team of teachers working together and sharing experiences, then we can start learning and then building a new system. And this is how education maybe will change for the better. Mulțumim, Roxana. Mulțumim că ești alături de noi de fiecare dată când avem nevoie și ne sprijini în activitățile noastre. Și sunt convinsă că împreună o să reușim să schimbăm cât de cât, să creăm o echipă, cel puțin. Mulțumesc și eu pentru această oportunitate și Doamne ajută! Da. Bun, mulțumim. O să trecem acum la următorul invitat, la Despina. Ea vine din Grecia, este profesor de limba engleză și limba spaniolă și ne va vorbi puțin despre storytelling și despre cum dezvoltă ea competențele elevilor prin această metodă. Hai, Despina! Calimera, good morning! I'm very happy to be here with you and our esteemed colleagues who are watching. Thank you very much for the invitation. In fact, I'm here today in order to present this technique that's been working for me, exactly because I feel the need to share. I think that we teachers, we really need each other.
And we too need the connection that we were discussing about our students earlier. I think it is our right and our duty and our obligation to connect with each other so that we cooperate, and this way we help move education a step further into the future in a better way. Having said that, okay, I think we'll get a little time for Oana to translate, and until that you can start your presentation. Absolutely. Bună dimineața, eu mă numesc Despina, vin din Grecia, sunt foarte bucuroasă că m-ați invitat și că mă aflu aici. Vreau să salut pe toți colegii, profesori care ne privesc în acest moment și așa cum discutam de dimineața despre competențe și despre nevoia de a împărtăși experiențe și de a face parte dintr-o echipă, eu sunt ferm convinsă că și noi, profesorii, avem nevoie de această conexiune între noi. De fapt, aș spune că este dreptul nostru, misiunea noastră și chiar obligația noastră de a fi uniți unii cu alții ca să putem coopera, ca să putem crește, ca să ne putem dezvolta. Și am să vă vorbesc despre o tehnică pe care eu o folosesc și care a funcționat pentru mine, tocmai pentru că mi-a permis să mă conectez cu alți colegi profesori. And in that light, let me share my screen with you. Okay, give me a second, please. So here is a little bit on my storytelling journey. So when I first started teaching in 2005, I was really happy. It was one of the happiest times in my life because I discovered that this was my vocation. This was exactly what I wanted to do. I had a great love for children and I really liked teaching them. However, despite of my enthusiasm, I soon found that there were people inside the classroom who were very hesitant when it came to speaking. They could have great academic skills. They would be able to do exercises or work a reading. But when it came to speaking, they would be self-conscious or too embarrassed to use that skill. And I am sure that since we're addressing educators, everybody has had the difficulty of having to deal with the mixed ability classroom. Cum a început călătoria mea în lumea povestitului? Când am început cariera de profesor în 2005, a fost unul din momentele cele mai fericite din viață, pentru că mi-am dat seama că pentru mine nu era doar un job, o meserie, era o vocație. Dar în pofida entuziasmului pe care îl simțeam, mi-am dat seama că uneori mi-era greu să știu cum să-i fac pe elevii mei să reacționeze așa cum mi-aș fi dorit. Mă refer la elevii din orele mele de limba engleză, pentru că ei nu aveau suficientă încredere ca să se exprime la oral. Și cred că, pentru că ne adresăm aici educatorilor, profesorilor, toată lumea a avut de-a face cu o clasă cu aceste competențe mixte, adică elevi care sunt în stare să facă uneori exerciții complicate, care pot chiar să citească, dar când îi pui să spună ceva la oral, ori le este rușine, ori pur și simplu se descurajează. Și m-am întrebat cum pot să fac cu acești copii. So, it was some time later, more than a decade actually, when I was looking for different ways to do these interesting things with my leisure time. And that's when I came across this group of amateur storytellers called Paramithia Zoo. So I enrolled, Paramithia means fairy tales in Greek. I enrolled, I became a member of that team, and we started telling fairy tales and folklore tales and folk tales and different kinds of stories to children and adult audiences, sometimes mixed, other times it would be a specific audience. Cam 10 ani mai târziu, după ce am început cariera în învățământ și când tot căutam metode diferite de a lucra cu copii, am aflat despre acest grup de oameni care sunt îndrăgostiți de povești, de basme, sunt amatori și am ales să fac parte din acest grup și am început să spunem povești. Grupul se cheamă Paramithia, care în greacă înseamnă basm, deci spuneam basme, legende sau povestiri diferite în fața unor publicuri, ori numai copii, ori uneori amestecați adulți cu copii.
And then it was COVID. And as we all know, we all lived it. We've all been through it. We're still traumatized by it. Everything stopped. And then everything went digital. And then we had to cope with this new reality. And not all of us were prepared for it. It was a shock. It was a sudden push forward into technology for all of us. But we had to cope. And educators found this way through the digital world to connect with their students again and continue classes because life just had to go on. So watching a presentation by the British Council, I came across this gentleman. His name is David Heathfield. He's a colleague of ours, and he's a storytelling teacher. After watching his presentation, it was just the pieces of the puzzle came together in my mind, because up to that point, I had the teaching and I had my storytelling hobby, and then it just simply magically connected. So of course I enrolled in his courses. După aceea a venit COVID-ul. Toată lumea știe cum a fost, toată lumea l-a simțit, toată lumea a trecut prin el. Mai întâi am fost cu toții în faza de șoc, după care, dintr-o dată, am fost aruncați în această lume 100% cu tehnologie și a trebuit să ne obișnuim, să învățăm, să notăm din mers, pentru că trebuia să ne reconectăm cu elevii. Viața trebuia să continue. Deci, odată ce a trecut acest șoc, și că am început cu toții să facem cursuri online, eu am aflat, uitându-mă la o prezentare de la British Council, că exista acest coleg de-al nostru, este tot un profesor, se numește David Heathel, și el este profesor de storytelling, deci te învață cum să spui povești. Și dintr-o dată, ca prin magie, meseria mea de profesor și hobby-ul meu de a spune povești s-au unit ca prin magie și știți așa cum atunci când faci un puzzle și îți lipsește o piesă. Ei bine, asta a fost piesa care a completat puzzle-ul pentru mine. Am avut dintr-o dată o revelație. So I immediately enrolled in his courses and I did two of them actually. So the first one called The Crest. It's an acronym that stands for Creative and Engaging Storytelling for Teachers, because David is a teacher trainer also, was pretty basic to me because I already had some storytelling skills from my hobby. I did follow it because it was structured and it gave techniques on how to use the stories in the classroom, differentiating the levels from beginners, young children who needed stories with a lot of repetitions and poems and verses or things they could turn into a dialogue, and to young adults or teenagers who got to get another kind of story, and that is my personal favorite, as people have already acquired the level in English and it is easier for them to use. You can pick the stories you want to make a difference. It won't just be a story, it'll be a significant story, breaking stereotypes, for example, or having people thinking critically about how we need diversion and inclusion. And starting from the story, we would turn it, the conversation, into how this is significant in our lives. Așadar, am hotărât să mă înscriu la cursurile lui David. Am făcut două cursuri, de fapt. Primul dintre ele, pe care îl vedeți aici, cu abrevierea CREST, pentru că vine de la povestit creativ, deci și care te implică, dacă am fi să traducem mot-a-mot, pentru profesor, a fost mai puțin interesant pentru mine, pentru că deja, datorită hobby-ului, aveam ceva competențe în a spune povești, dar totuși l-am urmărit până la capăt pentru că era foarte structurat și te învață cum să folosești poveștile în clasă și cum să le adaptezi în funcție de publicul țintă, de la cei mai mici copii și, să zicem, cu nivel de începători în limba engleză, până la adulți și adolescenți. Și pentru mine, mai interesant a fost cel de-al doilea curs, care îți permite să folosești povești pentru un public care deja stăpânește destul de bine limba engleză și atunci nu alegi doar povești sau, nu știu cum era pentru publicul mai tânăr, doar cu scurte dialoguri sau versuri sau cu repetiții, ci de data aceasta alegi
povești care au o semnificație, care înseamnă ceva și care se pot transforma apoi într-un dialog, într-o dezbatere și putem să înțelegem cum se aplică intriga din poveste vieților noastre de zi cu zi. Vă dau niște exemple concrete. Pot să fie povești care să ne învețe despre nevoia de diversitate în societățile noastre, despre nevoia de incluziune, cum să distrugem stereotipurile. Și faptul că aceste povești apoi suscită o adevărată conversație cu clasa, pentru mine mi s-a părut deosebit de interesant să învăț cum să aplic această tehnică. And this is just the first course, which I'm going to explain a little bit further in the afterwards, but I would like to just simply mention his second course now, which is called Beyond the Crest. And that was going much deeper. It was having teachers connect globally and planning together using corporations and things we could do in the future, like thinking big. Și ce vreau să vă mai spun despre cel de-al doilea curs, care trebuie neapărat menționat, de ce merge mai departe de simpla învățarea metodei, este pentru că permite profesorilor din lumea întreagă să se conecteze, să facă planificare împreună și să coopereze. De aceea te pune să gândești, să concepi totul la o scară foarte largă. And then something magical happened. From the first course, I met this wonderful lady. She is an Argentinian teacher of English called Jorgelina Ferro. And we met and decided to work together because we were thinking very similarly. And it was still COVID, it was still hard lockdown. So when we first connected, we decided to bring our students together online in Zoom and have them do a little activity, going outside in their neighborhood, taking a picture and coming back to present why that was their favorite spot or object or whatever each student would choose. So they would get to know each other and speak a little bit. Așadar, după aceea, ca prin magie, datorită cursului, am întâlnit-o pe această minunată doamnă, Jorgelina Ferro, care este profesoară de engleză în Argentina. Și pentru că gândim la fel și vrem să folosim aceleași metode de lucru, ne-am gândit că putem coopera. Care a fost ideea noastră? Pentru că încă era COVID și se făceau cursuri de la distanță, le-am cerut elevilor noștri să meargă afară, acolo unde locuiește, să facă o fotografie. Putea să fie fotografia unui obiect, fotografia unui peisaj, nu avea nicio importanță, atâta timp cât în timpul orei, când ne-am conectat cu toții pe Zoom, fiecare elev a trebuit să ne explice în engleză de ce a făcut fotografia respectivă și de ce obiectul sau peisajul respectiv era ceea ce prefera. Și ne-am conectat pe Zoom cu elevii săi și cu elevii mei și așa elevii au putut face cunoștință și discuta între ei. Our students were teens and young adults and adults, level B1 and higher, according to Sefer. So that was just the first encounter, that was just a get to know us. After that, when we continued working together, I suggested that we should have some storytelling sessions. So Jorgelina proposed that, suggested that to the school where she was working, and they gladly accepted. And this is what we did. We entered the Zoom. I would start by giving our students a story, and then I would stop it in a cliffhanger or somewhere that was like significant before getting to the end, before spoiling it, let's say. And then we would divide our students in Zoom rooms where they had to communicate in English, because except for the intercultural exchange that the kids experienced, having one side of the globe to the other connected, different seasons, lots of hours of difference, etc. We on a little island, they in a big city, except for that, they would use the story to create their own ending, decide what was going to happen next, or build part of the story, so they would use their imagination and their speaking skills. Așadar, aceasta a fost prima sesiune, cea despre care v-am povestit cu fotografiile. În grup am avut și adolescenți și adulți cu nivelul B1 sau mai mare
Și am vorbit cu colega mea din Argentina și i-am sugerat să folosim sesiuni de storytelling în cursurile noastre pe Zoom. Ea a primit acordul școlii la care lucrează și iată cum ne-am organizat. Eu am spus o poveste și m-am oprit firește în punctul culminant, dar înainte ca să putem ghici care va fi sfârșitul, i-am împărțit pe studenții noștri în mai multe grupuri și au fost Zoom room-uri separate și au trebuit împreună să discute fie de sfârșitul poveștii, să inventeze un sfârșit acestei povești sau măcar o urmare. Și gândiți-vă că dincolo de schimbul intercultural, pentru că noi veneam de pe o insulă, ei sunt într-un oraș mare, erau două anotimpuri diferite, fuseră orare diferite, acești studenți au trebuit să vorbească între ei în engleză, era singura lor limbă de comunicare, deci a fost foarte util pentru competențele de a vorbi în limba engleză ca să își folosească imaginația pentru a putea continua povestea sau a inventa un alt sfârșit. And then of course we asked for feedback from our students and I had a 40-year-old teacher of Greek telling me that that was the first time that she got to talk with anybody else other than a teacher. In her 40 years of living, she was a very cultured and experienced primary school teacher. And using English, it was the first one for her. So I really liked that. Our teenagers and young adults enjoyed it. But what really spoke to me, what was important to me personally, was the feedback I got from Lila, a 29-year-old student of mine, who said that she has been struggling with dyslexia for ever since she can remember herself trying to learn something, but it was more stressful to her than pleasant. She did manage to communicate with the girls, with the Argentinians, and then the second time it was easier. So that was all I needed to hear. Firește că i-am întrebat pe participanții la cursurile noastre ce părere au avut și prima persoană care este aici pe listă, Maria, este o profesoară cu multă experiență din ciclul primar de 40 de ani și ea mi-a spus că a fost pentru prima oară în viață când a putut să discute cu cineva în afară de alți profesori, când a putut să aibă o conversație în limba engleză și asta i-a plăcut foarte mult. Adolescenții, în general, au avut păreri favorabile, dar cel mai emoționant feedback, dacă vreți, pentru mine a fost din partea Lilei, care este o studentă de-a mea de 29 de ani și care mi-a spus: eu dintotdeauna m-am luptat pentru că sunt dislexică și mi-este foarte greu și când a trebuit să discut prima oară cu această colegă din Argentina, a fost stresant pentru mine mai degrabă, nu plăcut, dar când a doua oară a trebuit să discut cu aceeași persoană, a fost mult mai simplu. Și genul ăsta de mărturie pe mine m-a emoționat cel mai mult pentru că este exact scopul pe care doresc să îl ating cu această metodă. And I would like now to introduce you to a wonderful site called the World Storytelling Cafe. This is an online place where people can go and share their stories. People can go there to listen to stories or they can go and try and share the stories. Sometimes, mostly in English, but sometimes bilingual. And there are very specific times and dates when this is happening. So these are the main curators at WSC, World Storytelling Cafe. The first gentleman is called John Rowe. So every Tuesday, there is this international, young international storytellers at 5 o'clock UK, if I remember correctly, 5 p.m. UK time. So there, children can go and share their stories. They can go and try to tell a story in English. At first, usually students read the story, but as they, this is a very supportive environment. So as they get accustomed to receiving positive feedback, they feel more confident into trying to tell a story in English in their own words. Aș vrea să vorbesc acum despre acest site, această platformă minunată care se numește Cafeneaua Povestitorilor.
Cele două persoane din fotografie se ocupă de acest site și au sesiuni de spus sau de ascultat povești în anumite zile, la anumite ore. În general sunt în limba engleză, dar uneori pot să fie și în alte limbi. De exemplu, știu că în zilele de marți, la ora 5 după amiaza, ora Marii Britanii, se conectează copii din diferite locuri ale lumii care pot să spună povești. La început, pentru că nu sunt foarte curajoși, mă rog, citesc poveștile, dar după ce primesc reacții pozitive, au mai multă încredere, prin curaj și încetul cu încetul încep să spună povești fără să le citească în limba engleză. Oricum este un loc în care e o atmosferă prietenoasă, deci te încurajează să îți iei avânt și să spui povești în limba engleză. Also, on Fridays at 7 p.m. UK time, that's 2 hours before us, Romania and Greece, there is the storytelling for children. Every Friday, a different teller goes and gives a show, a performance online for 45 minutes to an hour, and the stories are always for children. So this is just for children to listen. Și altfel, o altă activitate în zilele de vineri, la orele 19, ora Marii Britanii, adică cu 2 ore înainte pentru noi și pentru România, un povestitor diferit vine și timp de 45 de minute o oră spune live povești pentru copii. Deci sunt exclusiv povești destinate copiilor, care pot fi ascultate live. And when it comes to adults, the second gentleman, Mike Rust, hosts a Sunday event every second Sunday at 7 o'clock, 7 p.m. UK time, and this is adults only. So this is called World Story Round, and everybody, anybody from whatever place on the globe can go there and listen or share their story. Și în sfârșit au și sesiuni pentru adulți de care se ocupă Mike Rust. Acestea sunt programate la fiecare 2 duminici, la orele 7 seara, din nou ora Marii Britanii. Se numește Runda Poveștilor, Runda Mondială a Poveștilor și orice adult din oricare colț al lumii poate să se conecteze și să vină să asculte povești sau să le spună. Okay, this is just what I explained earlier, stories for children on Fridays and young international storytellers for people, anybody under 19, when we say young, not only kids, also teenagers. And, sorry. No, it's okay. Go on. No, you can go on. It's okay. This is the collaboration in Greece. This is new for me. And this is what came after the second course I attended with David. I met this lovely lady called Maria Davo. She is a school owner in Athens, and she's got a school called Glossomathia, and we will be working together. She's a storytelling teacher as well, so we're planning, come spring, from March, to start giving webinars or online workshops to teachers, and we are going to try and share this useful skill. Așadar, în diapozitivul dinainte era doar un reminder al sesiunilor de povești despre care v-am spus. Singura precizare suplimentară ar fi că, când spun copii, mă refer la copii și adolescenți, de fapt, toți cei care au vârsta sub 19 ani. Dar acum aș vrea să vă vorbesc despre noua mea colaborare în Grecia. Este proiectul meu cel mai recent. Când am făcut cursul, cel de-al doilea curs de storytelling, am întâlnit-o pe Maria Davu, care și ea este profesoară de storytelling, dar în plus are o școală în Atena care se numește Glossomathia și am hotărât ca de la primăvară să organizăm împreună online webinare și seminarii pentru profesori destinate acestora ca să împărtășim această minunată tehnică și experiența noastră cu storytelling. And the other project we're planning with Maria is this wonderful idea of hers. We're organizing a summer retreat here on Syros for people who want to combine education with holidays. So we have thought of creating this retreat. It's going to be a 3-day event on a weekend in July. So anybody who might be interested can address Glossomathia to find out more if they would like. Și un alt proiect, și este o idee minunată a Mariei, este să organizăm
Această sesiune care combină cursul, educația cu vacanța, de 3 zile ne-am gândit noi, un weekend prelungit, pe insula Siros, destinat profesorilor. Dacă doriți mai multe detalii, va fi în iulie, cum vedeți, prima sesiune. Puteți să vă conectați pe site-ul școlii ei, Galamatea, și să aflați mai multe detalii. Este deschis absolut oricăror profesor care ar fi interesat. This is what my aspiration for today is. I hope to inspire more colleagues to try and explore the opportunity storytelling gives us, because honestly, it's huge, it's endless. It's a wide area. You can use storytelling in anything, anyway. Not only language classes that are my expertise, but any kind of classroom can be turned just a tiny bit more interesting for students using stories. Cam asta a fost contribuția mea de astăzi. Sper că v-am dat idei, că v-am inspirat să folosiți și dumneavoastră metoda de storytelling, pentru că este uriaș potențialul, este nesfârșit, aș spune. Și nu numai pentru cursurile de limbă, care sunt specialitatea mea, ci pentru orice fel de curs, folosind povestitul, poveștile, acesta poate să devină mai interesant. And here is the end. They lived happily ever after. This is the classical ending for stories in English. And as we Greeks say, and we lived even more so. Și ca să închei, nu-i așa, pentru că am vorbit despre povești, aceasta este formula în limba engleză, au trăit fericit până la adânci bătrâneți, și în greacă noi continuăm spunând, și cu siguranță noi am trăit mai fericiți decât ei, adică decât eroii povești. Mulțumesc frumos pentru atenție! So I will be putting things here in the chat for you to share if you like David Hitfield's a way to contact David if anybody's interested, or Maria if they are interested in the retreat or the workshops and the World Storytelling Cafe, so you can share with people if that's okay. Și am să pun în chat pentru toți cei interesați, și probabil că platforma Edumi le poate da share dacă dorește, adresele și metoda de a contacta pe persoanele pe care le-am menționat în prezentarea mea, pe David, pe Maria, dacă sunt interesați de această sesiune de la vară și cafeneaua povestirilor. So, Evharistopoli, thank you very much for this opportunity. Very happy to make your acquaintance of. Mulțumesc și m-am bucurat să fac cunoștință cu dumneavoastră toți. Evharisto de Espina, mi la o ligo elenica. Catalaveno ligo. Bolivorea. But Oana, o să te rog în engleză. E mai simplu. I have a question for you. Hobby-ul meu este arta. Și astfel îmi desfășor orele de matematică în special, dar și celelalte în muzee. În România sunt semnalate practici de evaluare a competențelor cheie și cea de sensibilizare culturală mai mult din partea ONG-urilor care activează în zona culturală și mai puțin de către profesori. Cum se întâmplă în Grecia? I'll translate the question, and then I'll excuse myself for 30 seconds to connect my computer because the battery is low. My hobby is art. So I'm organizing my classes, especially mathematics, inside museums. And I'm using this method this way. I'm wondering about the evaluation of the competencies. How is it happening in Greece mostly? Because I think you know about how these are happening in Romania, how teachers are evaluated. But I'm wondering how is this happening in Greece, even when you are teaching using these different methods? I'm just 30 seconds break. Yes, sorry. Waiting for you. Okay. I will be sharing the addresses I promised until Ioana gets back. Despina, I want to say that we have teachers that want to be in contact with you.
Absolutely. Maybe that's been a reel, the name I've written here, if they probably they cannot see it right from Facebook. We will put in the chat so they can contact you. Absolutely, I will give you mine as well. And we have also another question. Maybe it's if it's okay with you not to have this break to answer to this question, and after that absolutely. We'll come back to Ioana's questions. Așadar, am spus că ca să până Ioana reușește să se reconecteze, pentru că ea nu este epuizată, dar bateria ei de la computer a avut o stare de epuizare și a avut nevoie de conectare. Spuneam că mai avem o întrebare în chat. Se pare că avem și mulți profesori de limba engleză care sunt cu noi. Mirela ask you, Despina. Hello, Despina. Have you ever used the students L1 in order to teach them English? I don't know what L1 is it, but maybe you know. I don't, sorry. No, I don't know. Okay. Maybe so, level. Cred că Ioana are dreptate, s-ar putea ca întrebarea să fie, poate Mirela ne dă mai multe detalii, noi nu suntem profesori de limba engleză, așa că putem doar să ghicim. Dacă folosești storytelling, probabil și la elevii care nu au multe cunoștințe de limba engleză, eu asta înțeleg, nu știu dacă am înțeles corect. Ioana, microfonul. We are trying to guess the L1 meaning, but we suppose that the teacher that asked the question wants to know if you tried using storytelling for real beginners. I mean, students who don't know a lot of English for yes, the moment. Yes, absolutely. Okay, I can answer that. Yeah, absolutely. What I do is, of course, I use storytelling. I use storytelling everywhere. But what I do at the very beginning is use it bilingually. So if they are Greek students of mine, I will give the story in very simple language and combine Greek to English. Maybe I will tell the story in Greek and then stop there and give a brief summary in English. Or I will give the story in Greek and then when it comes to the poem or something they can listen and repeat, I will give them to it, I will give it to them in English. Deci, da, firește, folosesc storytelling-ul chiar și pentru elevii care sunt începători, dar am să folosesc metoda bilingvă, adică cu alte cuvinte, poate spun începutul poveștii în limba greacă, după care fac un scurt rezumat în engleză și le dau câteva cuvinte pe care le pot folosi dacă vor să încerce să-și imagineze în continuare în engleză sau, dacă este vorba despre o povestire scurtă, să zicem o poezie, ceva ce pot să rețină ușor, fac la fel, întâi îl spun în limba greacă, după care reiau în limba engleză ca ei să poată identifica vocabularul. And I don't know if... The first question, yes. The one you said before our break, I work in the private sector, not the public one. I do know about evaluation. So what I know from my daughter's school, for example, she's a primary student, is that they have clubs, extracurricular clubs. So after school, in the afternoon, the kids attend some extra classes and there storytelling can be used freely. Deci, ca să răspund la prima întrebare, pentru că eu lucrez în învățământul privat, nu am de-a face cu sistemul de evaluare, nu este la fel ca în învățământul public, dar ce pot să spun este că în învățământul public, ca de exemplu la școlile primare, unde merge cu fetița mea, nu au astfel, nu pot să folosească storytelling-ul efectiv la cursurile oficiale, dar dacă merg la after school-uri, acolo se poate folosi și este destul de des folosit. Nu știu dacă am răspuns la întrebare, nu știu Ioana dacă am prins toată întrebarea, că cum mi se termina bateria la calculator. Dacă am scăpat ceva, îmi cer scuze, poți să spui din nou. No, e în regulă. It's ok, Despina. E Aristopoli. Aristopoli. Mulțumim mult, Despina. A fost foarte interesant să aflăm modul în care voi abordați această metodă și ne bucurăm că ai fost alături de noi. Sperăm să te mai avem în continuare. Thank you so much for participating today. It was really, really interesting and thank you for sharing your experiences with us and maybe we can have you some other time as a guest in one of our sessions. It will be a pleasure. Thank you. Thank you. O să trecem acum la următorul invitat, la Rogério. El vine din Portugalia, din Madeira mai exact, și este directorul școlii Cruz de Carvalho. Și astăzi ne va vorbi despre o școală fără pereți, dar mai mult o să-l lăsăm pe el să ne povestească.
Rogelio, it's your turn. Your mic is off. Now I'm on. Hello. Yes, okay. I'm here. So I can start. Thank you. First, I would like to thank you and your team, EduMe team, for the invitation to be here presenting to the Romanian public. So it will be a presentation. We saw a little bit about learning approaches. I will talk more about learning environments. So it will be what I think it would be ideal school and how we should give a different experience to our students. Bună ziua, mă bucur să mă adresez publicului român. Mulțumesc echipei EduMe pentru că îmi permite din nou să particip la o sesiune. Prima prezentare a fost despre metode de învățare. Eu aș vrea să vă vorbesc despre medii de învățare și cum cred eu că ar trebui să arate școala ideală și cum putem să lucrăm diferit, să predăm diferit. So first maybe I will tell you a little bit about my school. Okay, we are a small school or a medium school. It depends of the concept on the other countries. So we are in Portugal, but we are in a small island, 1,000 kilometers away from the capital, Lisbon. We are in Funchal, and our school is really, really, really near the city center. Câteva elemente de context. Mai întâi să vă vorbesc despre școala mea, care în funcție de standardele din fiecare țară poate fi denumită o școală mică sau o școală medie, cum doriți. Suntem în Portugalia, dar de fapt suntem în Madeira, deci o insulă, la 1000 de kilometri de capitală, de Lisabona, și mai concret ne aflăm în Funchal și școala este situată foarte aproape de centrul orașului. So this is the location. It could not be relevant, but I think it's really, really important. So if you want to explore different learning environments and give a different experience to the students, you have to be near the places. So be in the city center with a lot of places to visit and to explore. I think it's a plus to be in this area. V-am arătat această hartă care e, vedeți, o vedere spațială, poate să nu pară foarte relevant, dar de fapt este, pentru că dacă vrei să dezvolți învățarea în locuri diferite, în medii diferite și să poți să le explorezi, este vital să fii în proximitatea geografică a acestor locuri. Și de aceea noi, fiind aproape de centru, avem foarte multe locuri de vizitat și de explorat. Okay, so our school is not a big school. We have 40 teachers and 19 operational staff. Our students are from 3 to 10 years old, and we have more or less 186 students from these ages. Our educational system is split in the curriculum and extracurriculum activities. So we have a school, for example, for first graders and second graders, mandatory in the morning from 8 to 1, and they have their curriculum classes. And it's if they want to stay at school in the afternoon, they will have extracurriculum activities from 2.5 to 6 in the afternoon. So this is how we are organized. And these are the activities they have that they are mandatory for them to go level by level. It's the curriculum. And then the other activities that they can explore other subjects and other possibilities. Să vă explic cum este organizată școala. Deci avem 44 de profesori și 19 angajați. Vârsta elevilor noștri este cuprinsă între 3 și 10 ani. Avem în total acum 186 de elevi.
Avem programa obligatorie, de exemplu, pentru cei care sunt în, la nivelul 1 și nivelul 2 au școală de la 8 la 1 și vedeți programa cu matematică, portugheză, științe, muzică și așa mai departe. Și cei care doresc să rămână la școală după amiaza pot să participe la activități extracurriculare din care pot să aleagă, aici nimic nu este obligatoriu și acestea sunt programate de la 14:30 până la orele 18. So this is the classes from the preschool. In the pre one, we have the small ones from 3 and 4 years old, and the 2 and the 3 are the older ones. This is our kindergarten, preschool. They are the kids that go for primary in the next year. So this is one of the environments that we try to create for these small ones. Different areas, they are organized by areas. So they have different places to explore in different corners of the class. Vă arăt cum arată sălile unde vin copiii de vârsta grădiniței, deci de la 3 ani până la 6 ani când vor merge în școala primară. E prima noastră încercare de a-i face să muncească în medii diferite. În fiecare colț de clasă e un alt mediu, un alt univers pe care pot să îl exploreze. This is our classrooms. They are more or less all the same. We have individual tables and we have interactive whiteboard in this case, so all our classes are we keep it with this and we have a group of notebooks that and tablets that allows them to create different activities during the class, so they don't use technology all the time. The tablets and the notebooks are requested by the teachers to do specific activities. So, deci, acestea sunt clasele pentru ciclul primar. Cam toate arată la fel. Vedeți că fiecare elev are propria sa bancă. În toate sălile de clasă avem tablă interactivă, toate sunt echipate și în plus punem la dispoziția elevilor tablete și notebook-uri, dar să ne înțelegem, nu folosesc tehnologia tot timpul, doar atunci când profesorii doresc să organizeze anumite activități, atunci se folosesc tabletele și notebook-urile. So this one of our main goals is to have well equipped and spacious classroom for allow the students to have more effective experience. So this is our ICT class and our English class. In our ICT class, we use the computers, of course. But we also do other activities. We use the computer as a resource, but we also do other activities that I'll show you later on. De exemplu, clasa de TIC, de informatică, firește că lucrăm pe calculatoare, dar nu le folosim doar ca instrument de lucru, ci și ca resursă. Deci chiar și în cadrul orei de informatică organizăm activități diferite și vă voi da mai multe detalii ulterior. Iar în cealaltă fotografie este clasa pentru orele de engleză. Ok, music and art class. They are similar, all the classes, our library. This is the places that we couldn't yet reorganize. We really want to re-keep these places, give them a more learning and enthusiastic place for the teachers to be and to learn. But of course, like I believe almost schools, we don't have budget to change everything at once. So we are changing our places in a small spaces of time.
Și în sfârșit biblioteca este singurul loc pe care că n-am reușit să-l modernizăm așa cum ne-am fi dorit, dar cred că oricine știe că într-o școală banii sunt principala problemă și pentru că nu avem suficient buget, o schimbăm încetul cu încetul, dar ne dorim să fie și biblioteca un loc motivant pentru profesor, un loc în care să vrea să vină să organizeze activități. So, this is our new room in school. We are betting a lot in the classroom. This is the Snoozland. I don't know if you are familiarized with this concept, but this is a class for auto-regulation of students. So, not only for special needs students, autists or other kind of special needs, but even with normal students to do relaxation, to explore their emotions. This is an area that we are betting a lot at the moment. So we are investing a lot in this class. Ultimul nostru concept, nu știu dacă ați auzit de aceste snoozle în classroom, sunt sălile de clasă care sunt destinate nu doar copiilor cu probleme, cum ar fi, să zicem, autiștii, ci este un loc pe care pariem foarte mult și în care am investit mult, în care copiii pot să vină să se relaxeze, să se odihnească, să își exploreze trăirile, emoțiile, să încerce să se auto-stăpânească. I don't know in Romania, but in Portugal is growing a lot problems of emotional problems for students. So maybe if we create some places for them before classes, or if they are not well in that moment, they can come, they can visit this room, they can relax a little bit, and then they can return to their class. Okay. I'll just translate. Okay. Și nu știu dacă și în România este la fel, dar în Portugalia avem din ce în ce mai mulți copii care suferă de probleme emoționale și m-am gândit că ar fi foarte util dacă în toate școlile am avea așa un loc unde copiii se poată merge ori înainte de orele de clasă sau chiar în timpul școlii, în timpul orei, dacă nu te simți bine, să poți să mergi în clasa respectivă, să te refugiezi, să-ți revii și apoi să te reîntorci la cursuri. Okay, this is our canteen where our students go for lunch, and maybe when it's raining, because we don't have a lot of places outside where they can be, if it's raining they come and they stay in this area. Now with the interactive panels and the interactive whiteboards, we also have the possibility to show them something during that break. Și cantina unde copiii mănâncă în pauza de prânz și de asemenea se adăpostesc atunci când plouă, pentru că în exterior nu avem multe spații unde se pot adăposti și din cauza că am instalat și acolo table interactive, când trebuie să-i ocupăm pe timpul pauzei, putem să și folosim tablele interactive ca să le arătăm conținutul. Okay, this is our places, our outside places of school. So the sports field, the playground for the preschool students. Și ați văzut în exterior avem terenul de sport, locul de joacă pentru copiii de grădiniță. Okay, this was our school or school place. What we have to offer inside of our walls to our students. We are working also in the moment in the future classroom. I don't know if you are familiarized with that concept. But we are with the support also of the government, of course, because we don't have budget for this. We'll create a future classroom. It will be an investment for more or less 20,000 euros to create a classroom with a lot of technology. Well, I believe technology is not the end to learn, but it can be a way for learning. So if you are inside of school, maybe technology will help a lot. But today I want to talk to you about our activities, not inside of our walls of the school. I want to talk to you about our outdoor activities. I believe that the learning environments
can be very different. And if you go and explore the places, it will be more effective learning. So we try to go to the places when we talk with the students with some subject. So we try, if we have the possibility to take them to one place, we try to take them to watch, because it's more more it will be more relevant for the students to see in local the situation, so they will learn more. Și nu știu dacă ați aflat, există acum această nouă tendință de a crea o sală de clasă a viitorului. Deci și noi am primit un ajutor din partea guvernului, pentru că n-am buget pentru așa ceva. E un proiect de valoare de 20.000 de euro, deci o clasă dotată cu ultima tehnologie. Dar personal cred că tehnologia nu este un scop în sine, este mai degrabă doar o cale, o metodă de a-ți atinge scopurile. Dar astăzi, și oricum putem folosi tehnologia atunci când suntem înăuntru școlii, dar astăzi am ales să vă vorbesc despre ce se întâmplă în afara zidurilor școlii, activitățile pe care le organizăm în exterior, pentru că eu cred că atunci când copiii pot să meargă, să atingă, să vadă cu ochii lor, să exploreze, învățarea este mult mai eficientă și mi se pare mult mai relevant când ei pot să facă experiențe pe care să le trăiască pe propria piele, nu doar să audă despre ele. Ok, so outside we try to create. You see, we saw the library, but we also tried to create outside of the walls, but in school, of course. So sometimes you go to the park with the students and let them explore the books and the stories in the different areas of the school. So they don't have to be inside of the classroom to do this activity. So we can go to another environment, maybe with contact with nature. I think it's really important at the moment. So we are there, the students are a lot of time inside of school, so we have to create alternatives for them to connect with nature. So if they are reading a book, why they have to be sitting on a chair? Why they can't be sitting on the tree or outside? So we try to create these spaces for them to explore. Și un prim exemplu, ați văzut biblioteca noastră, dar ne-am gândit că copiii pot să citească cărți, pot să citească povești și în afara zidurilor școlii. Adică în imagini vedeți că chiar și în exterior putem să le punem pături, băncuțe, dar uneori mergem cu ei și în parc. Și ne-am gândit, dacă tot copilul citește o carte, de ce să fie obligat să se așeze pe un scaun într-o clasă, când de fapt poate foarte bine să se așeze pe un copac sau să se așeze pe jos și e poate mult mai plăcut să citești în condițiile astea. Și mi se pare că atât mai important, cu cât copiii petrec foarte multe ore la școală și le petrec închiși înăuntru. Și e foarte important acum să ne reconectăm cu natura și să-i facem pe copii să fie cât mai aproape de natură. Okay, this is our vegetable garden that we start this year. We were in a project, and we are in a project that is called Eco Schools. I think it's an European project also. So we wanted to create a place in our school where would allow the students to understand how vegetables grow up. And then, because sometimes they think that things grow up in the supermarkets. So we try to show them how things work, and so they collect the vegetables, they plant it, they put it in water with them, so they are responsible for the growth of all the plants in the school. So after, when it's done, they collect it and we do it in the kitchen, and they eat what we produce at school. Un alt proiect, grădina de legume. Facem parte dintre școlile care încearcă să aibă proiecte ecologice și ne-am dat seama că uneori elevii cred că legumele cresc la supermarket, direct ambalate, așa că facem tot ce putem pentru ca ei să vadă cum se cultivă, cum se îngrijește o plantă, trebuie să le ude, sunt responsabili cu legumele și atunci când pot fi culese, tot ei le culeg și odată ce le-au cules, păi le ducem la bucătărie și la prânz mănâncă legumele pe care ei le-au îngrijit și pe care tot ei le-au recoltat. This is another activity as a support of life. So instead of we are talking with the students about how to help
another. We decided every time if you have the possibility to go to the firefighters, we go there, they give the class there, and they explore the places. So after that, if we give them a moment for relaxation, of course, when you see that thing, it's, I don't know how to say in English, but you know, it's bubbles, and they are playing, and they have the class in the place. They don't come to school. If we can go there, to their places, to our students know the reality for this, these persons, what they do, what they work, how can we help another person? So we go to the places to learn. O altă experiență pe care o vedeți aici, să zicem, într-o zi copiii nu vin la școală, ne ducem la cazarma de pompieri. Acolo fac orele și când sunt momente de pauză se pot și juca, vedeți aici cu spumă și ideea este să învețe ce înseamnă să fii pompier, ce înseamnă să-ți ajuți aproapele, care este realitatea, efectiv, să poată să vină în contact cu realitatea și cum spuneam, e o zi de școală, au loc orele obligatorii, dar nu în, înăuntru școlii, ci într-un alt loc unde vin în contact cu realitatea. Ok, this is another activity that we do every year. It's also an European project. It's called Clean Up the World. So we, at least once a year, we go to our surroundings and collect the garbage near our school. So this is how we teach the students that we do not have to take waste on the floor. We talk about waste, we talk about recycling, We do this inside of walls, and then we go outside to let the students know what's happening, what people is doing, and what they should not do. So they have to be, they have to leave everything clean. They haven't to send everything to the anything to the floor. So we go outside. We show them what's happening for them to learn and to know that they don't have to do it because it's not good for the environment. Un alt proiect în care suntem implicați și care este un proiect cu finanțare europeană se numește Clean Up the World, deci a curăța lumea și să presupunem că vorbim în clasă despre deșeu, despre reciclare, despre protejarea naturii și curățenie, după care măcar o dată pe an mergem cu clasele în vecinătatea școlii și strângem deșeuri și asta le permite copiilor să învețe nu numai de ce nu este bine să arunci pe jos, să faci curățenie în urma ta, că deșeurile se pot recicla, dar văd cu ochii lor ce înseamnă atunci când adulții nu se comportă așa cum ar trebui și cum să învețe ei să se comporte pentru a proteja natura. So this is another activity that we have the possibility to give to our students. It's the Creative Bus. It's a national project that comes every year to our town, and we take our students to this bus that is in the city center. So this is a bus related to engineer, math, science. So they have the possibility to explore different materials. Related to engineering and to create circuits of water, create a lot of activities they allow students to have there. So we take all our students there to explore. It's 1 hour activity. So we take them every year to explore different activities. Un alt exemplu este un proiect național în Portugalia, vine o dată pe an și la noi în oraș, se numește Autobuzul Creativității. În general sunt sesiuni de o oră, îi ducem absolut pe toți elevii acolo și pot să facă diverse activități în domeniul, să spunem, științelor, ingineriei. Un exemplu de activitate era să construiești un circuit de apă, dar pot să fie multe altele și le permitem copiilor să-și exploreze creativitatea ducându-i în acest autobuz. Okay.
Also, what we try to do, it's another partnership, because all of this is only possible because we try to create a lot of partnerships with the institutions around us. This is another institution that work and talks about food. So once a year also we take our students to this place for them to learn more about healthy food, how to plant and collect the vegetables. Now we have the possibility to do it also in our school, but till last year this was not possible. So we use all this institution to go there to teach our students. Un alt proiect pe care îl avem datorită unui parteneriat, de fapt toate proiectele despre care vă vorbesc sunt posibile pentru că încheiem parteneriate cu instituțiile din jurul nostru. Este un loc unde copiii mergeau să învețe despre hrană, regimul sănătos și tocmai cum să planteze și să recolteze legume. E adevărat că acum o putem face și la noi la școală, dar nu era cazul până anul trecut, dar odată pe an, toți elevii merg în această locație ca să le se vorbească despre alimente și regimul sănătos de viață. Okay, we also participate in the different sports competitions. We have the school classes, and then we participate with other schools they create, the Secretary of Education creates activities for the students for different schools unite and play once against others. So they learn in school and then they go to participate in the competitions outside of the school. Deci avem și turnee, competiții sportive pe care le organizează Secretariatul Educației, ceea ce le permite copiilor, după ce au terminat orele de școală, să participe și să se ia la întrecere cu elevi din alte școli, din oraș, în aceste competiții sportive. We are also creating, I believe, till the end of this year, we'll create our school club. It will be a club that our students will be able to learn another activities, handball or frisbee or football or chess. We are planning it. So this will be after, these activities will be after six in the afternoon. So we'll create a place in school where students can come and learn another sports, and then they will compete as not in school concept, but they will compete as in the competition, regional competitions and so on, with different concepts. Și o declinare a conceptului de mai sus, până la sfârșitul anului vom crea la noi în școală cluburi de sport. Poate să fie handbal, poate să fie lansare de frisbee sau șah. Ideea este ca după ce se termină activitățile extracurriculare, deci după ora 6 seara, copiii să poată să vină și să învețe un nou sport și după aceea, dacă participă la competiții, nu mai fac în cadrul activităților școlare sau ca să reprezinte școala, ci acum vor reprezenta clubul școlii și nu vor putea ajunge și până la nivel regional în aceste competiții sportive. Deci va fi o nouă activitate propusă elevilor în școala noastră. Another thing that we think it's really, really important, because we live in Ireland, of course, it's that our students learn how to swim, because there are a lot of old persons that don't know how to swim. So we think it's really relevant if you live in Ireland, you learn how to swim. So we create a partnership, because this is not in our school, of course. This is the municipal swimming pool. We create a partnership that allows our students to go, the third graders and the fourth graders, to go there once a week to have swimming classes.
Și încă un lucru care mi se pare indispensabil când locuiești într-o insulă, firește, este să știi să înnoți. Noi avem pe insulă persoane în vârstă care, de exemplu, nu știu deloc să înoate și de aceea ne s-a părut foarte important să creăm acest parteneriat cu piscina municipală, pentru că, evident, că nu e la noi în școală această piscină. Și copiii de clasa 3-a și a 4-a merg o dată pe săptămână și învață să înoate în această piscină. Okay. Another thing that I think it's an excellent place to, it's an excellent learning environment, it's when you use Erasmus. So we try to take our students outside of Madeira. We try to take them to another cities, another countries, another realities, another cultures. It's really, really important. It's our school. Bets a lot. I know your school also bets a lot in Erasmus. So it's really, really, really important to give this experience to our students. This mobility, for example, I think is in Turkey, Istanbul, but we try to take at least 15, 20 students every year to different cities around Europe. Și firește, nu pot să uit de Erasmus, acest program de mobilitate deosebit de important pentru a deschide mințile și perspectivele elevilor, pentru că ei se vină în contact cu o altă cultură. Măcar o dată pe an încercăm să ducem 15 până la 20 de copii într-un alt oraș din Portugalia sau chiar și în alte țări. De exemplu, aici în poze, cred că eram în Istanbul, în Turcia, și știu că și la dumneavoastră și școala dumneavoastră contează mult pe programele Erasmus și nouă ni se par că sunt absolut indispensabile pentru a permite copiilor să își deschidă universul. You know, we have a lot of students with that come from families that are economical difficulties. So maybe some of them, we don't give them the opportunity to go abroad and know that something exists besides our island, they will not have that opportunity. So it's an eye-opening for them. So to try to show them that it's more than that our small island. If they don't have the opportunity here, maybe they can find an opportunity somewhere outside the island. It's not 70 kilometers from one side to another. The world is more than that. And if you are surrounded by water, your reality is a little bit different. So you think the world is smaller than it really is. So we try to take them to these places and give them these opportunities. Și gândiți-vă că mulți dintre copii poate vin din familii nevoiașe și nu vor avea niciodată ocazia să călătorească, nici măcar să părăsească insula. Și e important atunci când treci pe o insulă nu mai mare de 70 de kilometri dintr-un colț în altul și ești înconjurat de apă, să-ți dai seama că lumea nu este atât de mică pe cât crezi tu și să vezi că există o lume mare acolo undeva departe și că s-ar putea ca ce nu găsești pe insula ta să găsești într-un alt loc, că există oportunități și de aceea ni se pare foarte important să-i ducem pe acești copii în afara insulei, să vadă lumea, să vadă alte realități și să înțeleagă că au mai multe oportunități decât ce le oferă insula în care s-au născut. Ok, this is one of our projects. It's related with the thematic that I was showing you. It's the learning outdoors, it's the concept of create activities and learning opportunities for students outside the walls of the school. This is also one thing that we really like to do, it's to take our students, because we are in a touristic island, we like to take our students as a tourists. So we like to show them how the system and the tourism works, how hotel works, what they have to offer to the guests. So show them, because also tourism it's the main economic from our island. So they have to be aware that this is an opportunity for them to be related with the island, and it's a way maybe in the future some of them will work in this area, because a lot of people are working in the tourism area.
Hotels are just one of them, but we try to show them every time one place for year for them to visit. Și o altă activitate pe care ne place să organizăm este bazată pe faptul că Madeira este o destinație turistică, vin foarte mulți turiști și credem că și copiii trebuie să știe ce înseamnă să fii turiști, cum funcționează un hotel, cum funcționează alte locații, ce trebuie să le explici, ce trebuie să le oferi vizitatorilor, pentru că fiind principalul angajator sectorul turismului în insula noastră, poate că unii dintre ei într-o bună zi vor lucra în turism și e cu atât mai important să se familiarizeze de mici. Deci cam o dată pe an îi ducem într-un loc turistic din insula noastră ca ei să înțeleagă exact cam cum funcționează. Ok. This is some activities that we produce in school. This can be done in school, and we can go to the to this department. But sometimes we bring them to school to give activities. This is stop motion activities. They all do create small films with students. So it is the from the beginning when they do the draws in school, and then a team from the ICT department comes and work with them with the production of this kind of videos. We can do this here or we can go there. Sometimes it's easier because when we don't have transportation, they come to teach our students this concept. Un alt exemplu de activitate, filmulețele în stop motion, o activitate pe care o putem face în incinta școlii sau la sediul acestei instituții care dă astfel de cursuri. Copiii desenează, după care specialiștii vin și îi ajută să filmeze și să monteze aceste filmulețe. E foarte practic, pentru că nu totdeauna avem la dispoziție mijloc de transport ca să-i ducem pe copii la ei și ei pot veni în școala noastră și le explică. Poți să le explice copiilor cum să facă aceste filmulețe. Yeah, this is also with another team. They come to do, because every 3 months we do a newspaper, a journal, but a video from our activities in school. So we send to the parents all the activities they are that we are involved during the period, and we do the news with the students. So besides showing outside what we are doing, also it's an opportunity for the students to create the texts, to learn how to talk in front of a camera. So we give this kind of opportunities for them too. This also can be done. This moment is in our school, but this also can be done in the real studio that we can request to go and do it there. Un alt exemplu, vedeți, odată la 3 luni, deci cam trimestrial, vine o echipă la noi în școală sau eventual putem să cerem să mergem într-un adevărat studio de televiziune și copiii au ocazia să scrie textele care vor fi citite la microfon. Bineînțeles, să învețe să fie în fața unei camere de luat vedere, să vorbească în fața camerei și facem un mini jurnal, un mini buletin de știri pe care îl trimitem părinților pentru ca ei să știe ce au făcut copiii în ultimele 3 luni, la ce activități au participat. Okay. This is another activity that you do outside. This is St. Martin. I don't know if you celebrate it, but this year we tried to change a little bit the rules. So in the last years we do it in the person that come and sell the fruits. This year we try to do the traditional way to show the students how we do it when we were young. So we do it ourselves and with the support, of course, because all of this, it's only possible if you have the support or the parents or the associations or the government or other local authorities, because this involves, of course, budgets to buy things and you need to have the right partnerships to do all what you have to do. This one, for example, it was the local authority that helped us with the fruits, that gave us the fruits to do it for the students. Și avem ziua lui Sfântul Martin, nu știu dacă dumneavoastră o sărbătoriți, oricum
se vând și se consumă fructe și am încercat anul ăsta să schimbăm puțin regulile și să le arătăm copilul cum era pe vremea când noi eram copii, dar indiferent de activitatea pe care o organizăm, dacă n-am avea ajutorul părinților, asociațiilor, a partenerilor noștri, nu ar fi cu putință, iar în cazul în speță am beneficiat de ajutorul autorităților locale care ne-au permis să cumpărăm fructele. Deci, ideea de bază este că indiferent cât de multă bunăvoință am avea, fără ajutorul partenerilor, e adevărat că nu se poate. Okay, this is the GeoLab. It's also an association that comes to our school to teach our students about the rocks, how the rocks are formed. They have different activities. For this one is for the rocks. So we try to bring these associations to our school once they, because we can go there. In this case, they come to our school to teach our students. Și avem un parteneriat cu o altă asociație care vine la noi la școală să vorbească copiilor despre geologie, deci despre roci. Și ni se pare foarte interesant și în cazul acesta putem să le deplasăm, dar e important că avem animatori care pot să vină să organizeze aceste cursuri în școala noastră. It's really good when we can bring specialists in different areas to teach the students, give them different ideas from the subjects. So the main goal of this, what I agree that the learning environments are important for the learning. So what says in the European documents, it's that it's really important to have well equipped classrooms and spacious classrooms. If possible, also you have some open spaces, outside areas, and different sites to go to visit. So this is the main learning environment that the European Union consider, and we try to give them to our students. So of course, this involves budgets. Sometimes it's not easy, but we try to get support from different entities and associations and authorities to help us to really construct a better future for our students and to give them the best experience they can have that we have in our school and in our surroundings. Aici se încheie prezentarea mea și în concluzie aș vrea să spun că mediile de învățare sunt foarte importante pentru copii în vârstă școlară și e important să avem clase bine dotate, să avem clase speciale, dar este cu atât mai important să avem aceste spații în afara zidurilor școlii, aceste spații deschise sau locuri pe care le putem vizita. Este ideea de bază în toate documentele Uniunii Europene despre sectorul educației și noi încercăm să ne conformăm și să le încheiem aceste parteneriate, să cerem de fiecare dată sprijinul autorităților ca să organizăm cât mai multe activități pentru elevii noștri în exterior sau să obținem sprijinul specialiștilor care vin și le explică copilor și îi învață lucruri chiar și în incinta școlii, pentru că până la urmă misiunea noastră cea mai importantă este să permitem copiilor să se simtă bine la școală, să evolueze frumos și să învețe cât mai multe lucruri ca să-i ajutăm pentru ce îi așteaptă pe viitor. Okay, thank you. I'm finished my presentation. If you want to follow our school and what we do in our school, I share in the presentation our Facebook page. And if you want to contact me, also put my email. If you have some question, I'll be pleased to answer it. Vă stau firește la dispoziție dacă aveți întrebări. Nu ezitați să urmăriți ce face școala noastră. Am pus aici adresele de Facebook și de e-mail și mă puteți contacta și pe mine dacă doriți detalii suplimentare. Vă mulțumesc pentru atenție.
Mulțumim, Rogerio. Provocarea mea e că avem mai mult de 12 întrebări și nu să stăm foarte bine cu timpul, așa că o să încerc să le centralizez în jurul unei energii așa pe care o simt eu că o au ele comună. Rogerio, you know, I already have received more than 12 questions, but as the time is short, I'll try to use my energy, my feeling to summarize them in some main subjects. Okay. Cred că din comentariile și întrebările puse de Cristina, care spune că sunt idei de excepție care ar face școala, clasa, lecțiile mai atractive, dar din păcate lipsa bugetului își spune cuvântul. So one of the central ideas, and I can quote Cristina, is that everything you told us about are excellent ideas that can render life during school for children extraordinary. But unfortunately, we always have the same problem that we don't have the budget, we don't have the money to organize them. Aida menționează faptul că atunci când noi ieșim din școală cu copiii avem de făcut un foarte drăguț dosar, deci ne omoară hârtiile. Another problem that Aida speaks about is that whenever we want to organize some trip with children outside the school, we need to fill in like 1,000 different forms. So bureaucracy is killing us. Avem 6 persoane, Mihaela, Mana, care spun că activitățile sunt foarte interesante, dar apare aceeași întrebare, de unde fonduri? We have at least 6 people, I can say Mihaela, Ana and others, who say, yes, the activities you told us about are so interesting, but the same question remains, where do we find the money? Și aș putea să zic că mai sunt persoane care cred că școala ta e o școală privată, că pare o școală privată și există această întrebare. E o școală în care părinții plătesc? And most of the people think that the school where you are working is a private one and they are wondering if parents are paying for all these activities. Are they paying for tuition for the children or is it really a public school? Așa că, Rogerio, rugămintea mea ar fi să spui câteva cuvinte despre cum e pentru tine ca director, cât de ușor sau cât de dificil este să faci aceste activități și poate dacă ar fi să ne gândim la profesorii care chiar nu știu de unde să înceapă prin a găsi fonduri. Îți vine în minte vreun tip de proiect pe care o școală poate să-l acceseze, indiferent că e de stat, privată, la țară, în oraș? So, Rogerio, can you please tell us from your experience as a headmaster, as a director of school, how easy or how difficult it is to create every one of these projects, how do you find them, how difficult it is to find the money, and maybe you can remember at least one example of a project that any school, wherever it is, if it's in a town or in a rural area or whatever, can access, I mean, to find at least a bit of funds for this project or for outdoor activities. Okay, first of all, we are a public school. We are not a private school. Parents don't pay for the students to be in our school. The reality is that we have a big support of the government. Not our school, but all schools at Madeira have a lot of support of the government. But also, that's why I told you before that our location, it's a really, really, really good for explore the surroundings. And why? We most of the things we don't need to buy or to request a bus to go for these places. We can go by foot, okay? So most of the places we go by foot. We don't need the bus. It's you will save a lot of money if you don't need the bus. Another thing is when we need the bus, sometimes we have the bus companies
or also the local authorities that help us to pay the bus. In some other times, we ask the parents also some support, 1 euro, 2 euros for the to help to get the bus to go to a faraway place. But how do we get our stuff? Most of the things where we go, it's completely free because they do it for schools for free. And we don't spend any money with these visits I show you. The swimming pool, because in the islands, for example, you can ask me, how do you go from your school to the swimming pool? So we can walk because it's not in the city center, but at Madeira, for example, the kids till 13 years old, they don't pay to go on the buses. Public buses are free for these kids. So what we do? We don't buy the bus. We just call the company and say, in this tomorrow at 11, we'll have 40 students. So you need to put an extra bus at that time to cross in front of our school. So we don't pay anything for this. It's completely free. How can we well equip our school? So this is where we don't have till now, because this new classroom, the future classroom that we'll have, will be supported by the government. We don't pay anything for that. They will invest 20,000 euros in one class with a lot of technology, a lot of equipment for students. So it will be a good help. But our budget, most of them come from Erasmus. So we try to readjust and don't spend all the money from the projects we have in the visits, in the mobilities. We try to do it inside our school and spend the money wisely in the different activities that we want to produce. So we don't have any difficulty to go outside. We don't have to do any paperwork. We just have to send a small email saying, tomorrow we are going to go out with our students. We need the insurance to be activated. Only thing that we have to do to our superiors outside, like the Secretary of Education, that's what we have to say. We don't have to say anything else. All the activity is all our responsibility. We just say, we go out, please activate the insurance if something happened with some student. Nothing else. Așadar, pentru multe dintre activitățile pe care le facem în afara școlii, de fapt nu ne trebuie autocar, să spunem, și știți că economisiți foarte mulți bani dacă nu vă trebuie autocar, pentru că putem merge pe jos. De aceea am spus că situația geografică a școlii noastre este un mare avantaj, pentru că suntem aproape de centrul orașului și majoritatea locurilor în care ducem pe copii, îi mergem acolo pe jos. Deci, să zic, transportul nu ne costă absolut nimic. Dacă ne trebuie neapărat un autocar sau un autobuz, putem să cerem o mică contribuție din partea părinților, nu știu, un euro sau două euro, dar de obicei, nici măcar acest lucru nu trebuie să-l facem, pentru că să presupunem că într-o dimineață știm că vrem să ducem copiii la piscină. Există autobuze care merg de la școala noastră până la piscina municipală și dacă știm că ieșim cu 40 de elevi, dăm telefon dimineața la compania de autobuze și îi rugăm frumos doar să pună un autobuz suplimentar la ora la care vrem noi să plecăm, să nu fie unul la ora respectivă, ci să fie două în fața școlii. Și asta nu ne costă absolut nimic. E adevărat că în insula Madeira, copiii până la vârsta de 13 ani nu plătesc mijloacele de transport în comun, deci asta este un avantaj, nu este simplu să ne deplasăm cu mijloacele de transport în comun. Școlile din Madeira, toate școlile, nu doar a noastră, și precizez, este o școală publică, părinții nu plătesc absolut nimic pentru ca elevii să vină în școala noastră, primesc o subvenție din partea guvernului portughez și această subvenție ne ajută destul de mult. Ce pot să vă mai spun? Multe din activitățile la care mergem sunt gratuite pur și simplu pentru că instituțiile nu cer școlilor să plătească nimic și acest lucru include și cursurile de not la piscina municipală. Bun, e adevărat că pentru a-ți echipa școala, ca de exemplu această clasă a viitorului despre care v-am vorbit, costă mult, dar și aici este o investiție a guvernului
care va plăti, cum am zis, 20.000 de euro pentru această clasă cu ultima tehnologie, pe noi, ca și școală, nu ne va costa nimic. Și ca exemplu de proiect pe care îl pot accesa școlile, indiferent unde s-ar afla, este Erasmus. Și ce facem noi este că cheltuim banii într-un mod chipzuit. Ne chivernisim cât putem de bine și după proiectele de mobilitate pe care le facem, nu cheltuim tot bugetul și ce ne rămâne îl folosim pentru proiectele pe care le facem înăuntru școlii sau în insula noastră. Și vorbeați despre hârtiile, documentele pe care trebuie să le completați când organizați o ieșire. Noi, din fericire, nu trebuie să completăm niciun formular. Pur și simplu trimitem un e-mail la Secretariatul Educației și le spunem mâine ieșim cu, nu știu, 40 de copii. Vă rugăm frumos să activați asigurarea pentru ziua respectivă, pentru excursia respectivă, dar atâta tot, nimic altceva, nicio altă formalitate. Mulțumim mult, Rogerio. Aș mai avea o scurtă întrebare. Dacă vedeți progres la copii făcând astfel de activități? One more question, Rogerio. Did you really notice that children are progressing more due to all the activities that they are participating? Yes, for sure, for sure. I really believe, and we can assess later that it's more the learning. It's more powerful if you take them to the places. If you go outside the class, if you go to the places, if you access later, you will see that the knowledge that they acquire when they leave the situation, it's much higher than sitting on a chair in the classroom. Da, sunt ferm convins de acest lucru. Atunci când întreb pe copii, când face o evaluare, când termină o activitate unde au fost la fața locului și au putut să testeze și să învețe la fața locului, cunoștințele pe care și le-au însușit și pe care le rețin sunt mult mai vaste decât dacă ar fi ascultat ce le explică profesorul stând în bancă, în clasă. Mulțumim mult, Rogerio. Foarte interesantă prezentarea, ca de fiecare dată, și îți mulțumim că ești alături de noi de fiecare dată când avem nevoie. Thank you, Rogerio. It was so interesting, like every time, and let's hope to see you again. Thank you for the invitation. Thank you. Mulțumim și Oanei că este de asemenea alături de noi atunci când avem nevoie. Și o să trecem mai departe la următorul invitat. Dar până atunci, Magda, știu că tu trebuia să... Da, mulțumesc, Irina. Ioana, dacă ai tu ceva de adăugat, te așteptăm să ne spui. Dacă nu, voiam să anunț că cu o întârziere mare, pentru care ne cerem scuze și vă mulțumim că aveți răbdare cu noi. Uite că tot e Ioana acum pe ecran, vine să spună, suntem la step, suntem flexibili, pentru că asta sper să fie energia pe care reușim să o transmitem. Schimbăm energia, dragilor, mergem în a doua parte a simpozionului, în partea românească, ca să zic așa, și o să vedeți că e o schimbare de energie și de paradigmă și de aceea Alexandru este primul invitat al nostru din acest slot. După el va urma și o perspectivă pe care chiar și noi, așa flexibil și deschiși, cum credem că suntem, oferim cam puțin, și anume perspectiva unui elev asupra unei teme de oameni mari, cum este cea a competențelor. Înainte de asta, însă, vreau să vă rog ceva. Irina o să pună în chat un chestionar. Este un chestionar care este doar pentru noi, pentru EduMe, nu îl facem public, nu e pentru o cercetare, este legat de competențe. Ne interesează foarte tare, dincolo de experiența noastră, ca învățătoare, metodiste, formatoare și așa mai departe, ce înseamnă pentru voi, ca profesori, debutanți sau cu experiență, aceste competențe. Deci vă rugăm, dacă alegeți să-l completați, să-l completați cât mai onest și cât mai direct cu putință, pentru că sunteți în siguranță. Noi asta ne dorim, să oferim chiar și în online un mediu sigur. Și înainte să o las pe Irina să-l prezinte pe Alex, vreau doar să spun că așa cum la ore nu se vede munca profesorului, adică nu știi exact câte ore am muncit pentru o activitate sau o prezentare de jumătate de oră în cazul nostru, dincolo de cei care stăm acum pe ecran,
Există niște voluntari pe care voi nu-i vedeți, dar care stă alături de noi și aș vrea doar să le mulțumesc pentru că sunt fete și să le rostez numele. Mulțumim Roxana, Cristina, Iuliana, Daniela, Eli și Ioana. Irina, poți să preiei de aici. Da, mulțumim. Într-adevăr, următorul invitat este Alexandru Carțiș și el din nou alături de noi, pentru că a fost, cred că, printre primii invitații acum 2 ani când am început acest drum. Alex este coordonator al Unității de Educație a Alianței Europene Civis de la Universitatea din București. De asemenea, este și doctorand în cadrul științei educației, științelor educației de la Universitatea din București. Și astăzi ne va vorbi despre învățare, dezvățare și reînvățare în competențele cheie. Bună, Alex! Bine ai venit! Bună, Irina! Bună, Magda! Bună ziua tuturor celor care ne urmăresc! Și da, mulțumesc tare mult pentru invitație. Mă bucur din nou să fiu alături de voi, pentru că faceți o treabă excepțională pentru atât de multă lume din zona aceasta educației și cu siguranță mulți pot fi recunoscători, pentru că puțin câte puțin merg acasă poate mai învățați, mai bucuroși, mai încărcați cu ceva și sper că și prezentarea mea poate un pic mai, să zic, mai tehnică, mai să zicem, mai serioasă, așa va aduce, dar sper totuși să aducă un pic de plus valoare pentru discuția foarte interesantă de astăzi și pentru toți cei care ne urmăresc, așa că, evident, după cum ne-am obișnuit cu perioada asta pandemică, o să share-uiesc ecranul. Așa, și o să... Sper că se vede prezentarea. Ok, super. Da, deci așa cum spunea și Irina, eu sunt Alexandru Carțiș de la Universitatea din București și astăzi voi încerca puțin să ating această temă a competențelor cheie din perspectiva unui demers pe cât de nou, pe atât de vechi în zona aceasta a învățării, acela al învățării, dezînvățării și reînvățării. Și vedeți că inclusiv în modul în care sunt scrise cuvintele parcă sunt un pic atipice, pentru că am putea spune că în acord cu regulile limbii române și a scrierii, aș fi putut să scriu dezînvățare fără cratimă, reînvățare fără cratimă, însă în mod din adins ele apar așa, pentru că conceptul nu vorbește neapărat despre un demers natural, ci din contră despre un demers poate care vrea să schimbe un pic percepția noastră despre anumite competențe pe care le avem sau despre anumite practici care duc la competențe. Și aici, evident, e discuția mai ales despre ce facem la clasă astfel încât să asigurăm o achiziție de competențe cheie sau în direcția competențelor cheie pentru elevii noștri. Și încep cu o reflexie. Cu reflexia aceea că educația mereu aduce cu sine schimbări, pentru că societatea este foarte dinamică și perioada ultimilor 2 ani ne-a demonstrat cu vârf și îndesat că societatea este pasibilă de schimbare, dar că în spatele oricărei tenebre, oricărei întuneric există un început, există această eclipsă, care în zona aceasta a astronomiei se numește eclipsă inel de diamant, pentru că vedeți, are acea parte de deasupra, pentru că în sine aduce o frumusețe. Ori, care e frumusețea? E exact momentul în care trebuie să analizăm situația, de fapt, și să vedem care sunt întrebările care ne ghidează spre o nouă direcție de a aborda această zonă a competențelor, care este foarte des discutată, inclusiv în reformele educaționale din țara noastră, se tot discută despre o învățare centrată pe competențe, despre introducerea competențelor în demersurile de învățare. Dar evident că ne putem pune întrebarea foarte serioasă despre care va fi următoarea criză majoră pe care societatea viitorului o va resimți, gândindu-ne din perspectiva aceasta de educaționaliști, de oameni care ne dedicăm timpul nostru pentru a învăța pe alții. Și evident că putem să punem în balans o posibilă criză de competențe sau o criză de învățare. Și la prima vedere am putea spune că e similară. Însă, pe de o parte vorbim despre o criză de rezultate, dacă vreți, o criză de finalități, iar de cealaltă parte o criză de proces. Iar ca să ajungem la rezultate, la competențe, la competențele cheie, e important să vedem care e procesul care duce acolo. Și spuneam că tema asta a învățării, dezînvățării, reînvățării nu e o chestie neapărat nouă. Un citat celebru în foarte multe domenii este acesta lui Alvin Toffler, care spunea că în alfabetul secolului 21 nu va fi cel care nu poate să citească și să scrie, ci cel care nu poate să învețe. Și foarte multe generații
mai ales de la noi, care am citit textul în limba română în vremurile respective, a apărut în limba română în 1976, foarte multe generații l-au învățat așa, au știut acest citat al lui Alvin Toffler din acel Future Shock, șocul viitorului, l-au știut așa. Este cel care nu știe să citească. Însă, foarte interesant că ediția aceea din limba română tradusă în seria de idei contemporane, cenzurată datorită vremii, a tăiat din citatul respectiv. Și astfel că dacă mergem înapoi la origine, descoperim de fapt un alt citat. Acela că analfabetul secolului 21 este cel care nu poate să învețe, to learn, să dezînvețe, to unlearn, și să reînvețe, to relearn. Evident că ne putem pune întrebarea de ce s-a considerat că e mult mai la îndemână să se traducă sau să se oprească traducerea doar la învățare. Asta pentru că la momentul respectiv nu se punea problema dezînvățării, tocmai pentru că era o criză de competențe, era o criză de profesie. Și atunci accentul trebuia să fie pus pe învățare, pe achiziția de abilități, pe achiziția de cunoaștere. Nu pe dezînvățare și cu atât mai mult nu pe reînvățare. Ce schimbă paradigma? Schimbă exact întrebări de genul acesta. Spuneam la început că vorbim despre crize și despre dinamica societății în relație cu educația. La ce ne dorim să revenim după perioada asta de criză? Și la ce nu ne dorim să revenim? Gândiți-vă la practicile pe care le avem la clasă. Gândiți-vă la ceea ce faceți zilnic cu copiii pe care îi aveți, cu elevii, cu studenții, cu cursanții în diferite contexte de învățare. La ce vă doriți să reveniți după cei 2 ani de schimbare? La ce nu vă doriți să reveniți din practicile pe care le aveți? La ce ar trebui să renunțăm și în favoarea ce? Pentru că atunci când renunțăm la ceva, trebuie să-i găsim un substitut, un locuitor. Și evident, ce trebuie să fie dezînvățat din comportamentul cadrelor didactice? Adică fiecare dintre noi trebuie foarte bine să ne evaluăm, să vedem ce anume aș vrea să renunț, la ce anume aș vrea să renunț din ceea ce fac în prezent, pentru că văd că poate nu funcționează, văd că poate nu are un efect bun, poate că de fapt nu duce nicăieri ceea ce fac. Dar evident că trebuie să ne întrebăm ce anume ar trebui să fie dezvățat și din comportamentul elevilor. Pentru că acest demers de dezvățare sau de dezobișnuire trebuie să fie de ambele părți. Și aici puteți vedea foarte, foarte schematic cum arată demersul acesta de învățare, dezînvățare și reînvățare. În care vedeți că învățarea este acea conexiune între cunoștințe, între abilități, între atitudini, între tot ceea ce achiziționăm în demersul de învățare. În timp ce dezînvățarea este, dacă vreți, o eliminare a lor. Însă, așa cum o să vedem, nu neapărat o uitare a lor. Pentru că ceea ce am dezînvățat e important să nu fie scos din memoria noastră, astfel încât să nu îl reînvățăm la un moment dat înapoi, fără să ne dăm seama. În timp ce, evident, reînvățarea aduce noi achiziții în locul celor eliminate prin dezînvățare, astfel încât să schimbe comportamentul, să schimbe mentalul comportamental pe care îl avem în activitățile noastre. Și cum spuneam, dezînvățarea nu înseamnă a uita, ci este capacitatea de a alege un model mental sau o paradigmă alternativă, de a alege altceva. Spuneam anterior că dacă vrem să eliminăm ceva, trebuie să ne gândim în favoarea a ce. Ce punem în locul practicii pe care am dezînvățat-o sau obișnuinței pe care poate am lăsat-o la o parte din activitatea noastră. Și evident, atunci când ne dezînvățăm de ceva, ieșim în afara modelului mental. Practic spargem bariera comportamentală a obișnuințelor, a practicilor recurente și încercăm să o analizăm, facem o evaluare critică foarte bine ancorată dacă vreți, într-o obiectivitate crescută, pentru a alege un model diferit. Dar, evident, un model care are un argument că e mai bun decât ceea ce am dezînvățat. Existând și riscul de a ne reînvăța lucruri poate mai greșite decât cele pe care le-am dezînvățat. Și atunci, pe bună dreptate, ne putem întreba dacă educația este pregătită pentru un astfel de demers. Inclusiv în relație, și o să vedem, mergând mai aproape de zona competențelor cheie, în relație cu cele 8 dimensiuni pe care competențele cheie le propune. Este educația pregătită să schimbe comportamentul atunci când vrem totuși ca elevii noștri să fie pregătiți pentru o societate diferită, pentru o nouă paradigmă? Gary Hepburn spunea că după perioada asta de COVID, educația, învățarea nu va mai fi la fel, pentru că ruptura, criza socială, educațională,
conceptuală prin care am trecut a schimbat complet paradigma de învățare. Asta pentru că nevoile sunt diferite, practicile sunt diferite, instrumentele sunt diferite și atunci și educația înspre aceleași idealuri trebuie să răspundă în mod diferit. Analiza testelor PISA arată că putem să plasăm sistemele de educație și răspunsul la aceste nevoi pe o matrice care măsoară fericirea elevilor și performanța acestora. Și vedeți în diagrama din partea stângă că țările aflate în colțul stânga sus sunt cele care au cele mai bune performanțe, dar sunt cei mai nefericiți. În timp ce dacă mergem tot mai spre dreapta ecranului, deci găsim o creștere a fericirii, a gradului de fericire a elevilor. Unde ne situăm noi? Ei, nu într-o zonă foarte favorabilă. Ați văzut, puteți vedea în circuit cu galben unde se află România pe această diagramă. Dar e într-un spațiu în care nici nu suntem foarte fericiți, dar nici performanțe prea mari nu avem. Evident, și aici o să fac o paranteză mai neoficială, nu înseamnă neapărat că un astfel de assessment foarte scurat redă cu totul, cu fidelitate maximă, gradul de fericire al copiilor. Și asta o să vedem în slide-urile următoare. Dar mai mult putem să ne uităm deja de pe aici. Dacă ne uităm în dreapta la cele mai bune școli cu cei mai fericiți copii, o să vedeți că din cele 9, 7 sunt din spațiul asiatic. Singapore, Taiwan, Hong Kong, Shanghai, China, Japonia, Vietnam și Macau, China. Ceea ce, dacă ne uităm la coperta revistei Time, ne contrariază. Pentru că aceeași revistă Time ne spune, trage un semnal de alarmă cu privire la cât de mult forțăm copiii înspre performanță în detrimentul fericirii lor, bazându-se tocmai pe experiența copiilor din spațiul asiatic care ajung la crize de personalitate, la depresie, la sinucidere și la alte situații problematice, tocmai din cauza acestui push, acestei împingeri spre performanță în detrimentul fericirii. Ceea ce, cum spuneam, ne ridică semne de întrebare despre cât de real poate sau cât de fidel poate să le dea gradul de fericire o scorare standardizată cum este cea de la PISA. Evident, un sâmbure de adevăr există, dar e foarte important să fim echilibrați când analizăm. Și același lucru vedem și dacă ne uităm pe scara motivației. România este, dacă vreți, în afara echipei, este pe banca de rezervă în această grilă a aceluiași test PISA, în care vedem țările cum se adună spre o linie centrală care analizează motivația elevilor și, evident, gruparea lor pe criterii de performanță și activitate, dar în care vedeți că e o diferență mai mult decât semnificativă între noi și restul lumii. Evident, putem spune că suntem speciali. Dar, bun, probabil că, într-adevăr, la fel ca în cazul fericirii, mai sunt locuri în care putem discuta despre aceste rezultate. Cu toate astea, trebuie să vedem de ce se întâmplă asta și care sunt efectele pentru succesul de la clasă. Și aici, evident, începem discuția concretă despre zona aceasta de competențe cheie. Și așa cum probabil ați discutat sau s-a mai ridicat chestiunea aceasta, sunt 8 competențe cheie pe care Comisia Europeană, Consiliul Europei și foarte multe alte organisme din spațiu internațional le propun ca fiind esențiale pentru a asigura un succes personal, profesional, cultural, interrelațional al copiilor și nu numai, pentru că Comisia Europeană, o să vedem, a dus mai departe zona aceasta de competențe cheie de la o învățare, deci de la partea de formare inițială și de la învățare pentru copii până la învățare pe tot parcursul vieții, astfel încât ele să fie cumva niște repere continue la demersurile de învățare pe toată durata vieții. Și le vedeți aici, de la alfabetizare, multilingvism, științe, tehnologie, inginerie și matematică, digital, competențe personale, sociale și de meta-învățare, de a învăța să înveți. Aici, evident, că probabil ar trebui să pună și să învățăm, să ne dezînvățăm. Competențe cetățenești, antreprenoriale și cele de sensibilizare culturală. Vedem că ele acoperă o bună parte din ceea ce în cercetările recente observăm că devin zone problematice. În mass media vedeți că în fiecare zi ni se amintește că țara noastră e plină de analfabeți funcționali. Evident, nu știm pe ce se bazează când spun acest lucru, dar o spun în fiecare zi.
că nu știm limbi străine sau că suntem praf la matematică. Evident, cercetările aduc un pic rezultatele diferit, dar cu toate astea știm care sunt problemele care se vehiculează mereu în gura, în gura presei, ca să citesc o emisiune TV. Evident că lucrurile n-au apărut așa, adică aceste 8 competențe cheie și relația lor cu învățarea nu a apărut din neant, ci e mai degrabă un parcurs istoric, un parcurs foarte interesant de evoluție a interesului de competențe, de la a învăța să știi, să faci, să conviețuiești, să existi. Modul în care UNESCO în 1996 vehicula această zonă a competențelor esențiale pentru viață, care ulterior urcă într-un grad de autonomie, de interactivitate, deci cu un grad mai mare de interpersonalitate, de acționare în grupuri eterogene, așa cum este prevăzut de către OECD în 2001, astfel încât în 2006 Consiliul Europei vine cu acea propunere de a crea 8, de a stabili 8 competențe cheie esențiale pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Dar lucrurile nu se opresc aici, astfel încât același Consiliul Europei și Comisia Europeană vin și spun că, de fapt, acestea trebuie să fie mai dinamice, deci nu rămân în aceeași formă pe care au primit-o în 2006, ci ele trebuie să răspundă unei lumi în schimbare, astfel încât în 2012, de fapt, stăm să regândim educația, să vedem exact dacă ele mai au valoare și, evident, cum altfel decât printr-un demers de evaluare a competențelor, atât la nivel de sistem, la nivel de structură, cât inclusiv la clasă, în relație cu activitățile de învățare și cu elevii noștri. Și cea mai recentă abordare este cea din 2018, în care competențele cheie devin mai destructurate și sunt descrise în materie de cunoștințe, abilități și atitudini. Și aici apare o chestiune interesantă, pentru că de foarte multe ori, înainte de acest moment din 2018, Comisia Europeană a evitat utilizarea conceptului de abilități. Astfel încât, de foarte multe ori, găsim descrise ca fiind cunoștințe, competențe și atitudini, tocmai din a evita utilizarea conceptului de abilități. Ei, vedem că în 2018, probabil într-o încercare de a uniformiza conceptul la nivel global, Comisia Europeană preia acest framework al OECD-ului în care competența este descrisă în materie de cunoștințe, abilități și atitudini și o adoptă pe zona descrierii competențelor cheie. La ce ne ajută asta? La a lua fiecare dintre cele 8 competențe cheie și de a vedea cum proiectăm rezultatele învățării de la clasă în relație cu cunoștințe, în relație cu abilități, în relație cu atitudini. Cum, de exemplu, dacă luăm o competență digitală, putem să descriem care este setul minimal de cunoștințe pentru un elev de clasa a 6-a, să spunem, în materie de digitalizare. Ce ar trebui să cunoască, de exemplu, care sunt sistemele de operare, care sunt, nu știu, platformele cele mai des întâlnite, care sunt platformele de social media și alte informații esențiale. La fel, ducând mai departe în zona de abilități, care sunt abilitățile digitale pe care ar trebui să le aibă? De exemplu, să utilizeze pachetul de instrumente Microsoft sau să utilizeze, nu știu, chatul GPT, că tot e la modă, sau alte instrumente de acest tip. Iar aici Irina e mai mult decât expertă pe zona aceasta de roboți și digital în învățare. Și evident că lucrurile merg mai departe. E foarte interesant pentru că desfacerea competențelor cheie în termen de cunoștințe, abilități și atitudini, de fapt ajută profesorul să-și gândească activitățile de învățare în relație cu efectiv ce se întâmplă la clasă și cu mecanisme clare de evaluare a achiziției de competențe. Pentru că atunci când vorbim de competențe cheie, evident ele sună interesant, dar concret cum se găsesc ele la clasă e un pic mai dificil. Și evident că atunci ne întrebăm cum trecem de la concept la acțiune. Și aici voi intra mai pe zona de concret, să spun așa. Teoria care stă la baza construirii educației pe baza acestor competențe, nu doar pe baza competențelor cheie, ci în general pe conceptul de competență, se numește învățare bazată pe competențe, în engleză Competency-Based Learning, CBL. Ăsta e conceptul pe care îl veți regăsi în foarte multe resurse științifice, pentru că este un demers
îndelung cercetat și cu foarte multe exemple de bune practici pe care fiecare dintre dumneavoastră puteți să-l preluați în diferite zone de activitate la clasă. Și această învățare bazată pe competențe are în spate 7 piloni, 7 principii pe baza cărora e construită și pornește de la faptul că elevii au un cuvânt de spus și apropo de următorul invitat al simpoziului de astăzi, care chiar asta vine să facă, să aducă această perspectivă a elevului în activitatea de învățare. Evident că aici o să vedem și la cele 5 dezvățări pentru o învățare bazată pe competențe, unde o să vă arăt ce înseamnă, de fapt, acest cuvânt de spus al elevilor în actul de învățare. Evaluarea este un act de învățare, deci nu este un act de corecție sau un act de statistici, deși, evident, aici este o dezbatere continuă între ce înseamnă testarea standardizată la scară largă sau evaluarea individualizată, personalizată pentru fiecare elev. Profesorii oferă suport diferențiat și aici nu e același lucru cu suportul individualizat, suportul diferențiat fiind diferențiat independent de elev în sensul performanței, ritmului, nevoilor specifice. Progresul se măsoară în nivel de măiestrie și nu de timp investit în actul de învățare și avem foarte multe exemple la toate ciclurile de studii în care punem mai mult accent pe prezența elevului, independent de fapt cât de performant este el în acea activitate de învățare. Elevii învață din resurse sau surse diferite și în ritmuri diferite și, desigur, un lucru care nu mai depinde întotdeauna de profesor este aceea că principiul echității trebuie să inspire școala și sistemul. Și atenție, aici nu este neapărat vorba despre egalitate sau despre a oferi tuturor același lucru, ci despre echitate, despre a oferi fiecărui elev ceea ce are nevoie la acel moment. Și, evident, rezultatele așteptate ale învățării, deci cele pe care ni le proiectăm la începutul demersului de învățare, atunci când ne construim activitățile de învățare, trebuie să fie clare, transparente și măsurabile. Asta pentru că ele trebuie să fie cunoscute de către toți actorii implicați în actul de învățare. Degeaba îmi propun rezultate foarte înalte, foarte bune ale învățării, dacă ele nu sunt clare, astfel încât elevul nu știe ce vreau de la el. Părinții oricum sunt cei mai dificili de ancorat în acest demers de a înțelege rezultatele învățării, dar cu atât mai mult, dacă le avem clare și măsurabile, poate că avem șanse mai mari și evident că relația aceasta, cooperarea aceasta este mai ușoară. Și, practic, ne putem întreba în sensul acesta ce ar trebui să dezînvățăm și să reînvățăm. Dacă vrem totuși să asigurăm o învățare, un mecanism, o activitate educațională bazată pe competențe și nu pe alte demersuri. Și evident, o primă dezvățare este aceea de a ne muta focusul, de a ne muta atenția de la conținut, de la content, de la ceea ce îi oferim ca informații, ca resurse, la abilități, la ceea ce formăm prin ele. Evident, aici există tendința și se regăsește de fiecare dată când s-a discutat despre reforma curriculumului, de exemplu, că avem un curriculum bazat pe competențe și nu mai bazăm pe conținuturi, dar de fapt dacă luăm și actualul curriculum, el este tot bazat pe conținuturi, pentru că problema de fapt nu este aceea că conținutul se devalorizează. Conținutul este esențial, că nu ai cum să formezi în lipsa unui conținut. Problema cea mai mare este cum faci legătura dintre conținut, dintre sensul pe care le găsești în conținut și competența respectivă. E clară această legătură? Aici probabil că ar trebui să ne întrebăm mai mult. Suntem capabili să explicăm sensul conținutului pentru a forma o competență, o abilitate, o atitudine? Nu știu, putem lua orice exemplu. Dacă luăm o poezie, de exemplu, ce ne dorim prin ea? Care sunt competențele, care sunt cunoștințele, abilitățile, atitudinile pe care dorim să le achiziționăm în urma cunoașterii acelei poezii, analizei ei și a formelor din spate? Și, evident, lucrul ăsta se poate desface pentru oricare disciplină sau în oricare domeniu. Trebuie să ne dezînvățăm să evaluăm performanța în materie de timp și să o evaluăm în materie de performanță, că performanța nu este egal timp. Nu înseamnă că un timp crescut în școală înseamnă o performanță ridicată, iar asta ne demonstrează atât analizele PISA, cât și cele din TMSS.
dacă un elev petrece mai mult timp în actul de învățare, nu înseamnă neapărat că va fi mai bun. Și asta se întâmplă foarte interesant de multe ori în mod inconștient, pentru că gândiți-vă și la sistemul de învățământ superior, unde știți foarte bine că activitățile, cursurile, toate sunt măsurate, dacă vreți, sau au coeficient creditele ECTS. Credite care înseamnă, de fapt, timpul pe care îl depune, efortul în timp pe care îl depune un student pentru a obține, a finaliza cursul acela. Dar nimeni nu își pune problema dacă, de fapt, acel timp este cuantificat și în performanță. Și de unde vedem, de altfel, că avem foarte multe situații în care eșecul, dacă vreți, certificării este tocmai acela, că nu știm să evaluăm performanța, ci doar investiția de efort în actul de învățare. Trebuie să ne dezînvățăm de la a mai ține lecții și să reînvățăm crearea de experiențe. Iar aici, prezentarea de bună practică ale colegului din Madeira este proverbială pentru această tranziție de la lecții la experiență. Evident, din nou mă întorc la prima chestiune. Rămânem ancorați într-un conținut, ne stabilim niște obiective, însă modul în care ele se transpun în activitate trebuie să fie diferit. Dacă studentul nu este conștient de importanța și relevanța actului educațional pentru el, succesul nu poate fi garantat într-un astfel de demers. Trebuie să ne dezînvățăm să dăm note și să ne reînvățăm să dăm feedback. Evident că la finalul feedback-ului apare și nota. Vedeți că eu demontez și miturile învățării bazate pe competență în același timp, pentru că trebuie să fim echilibrați. Dar atenția noastră nu mai este aceea de a ne asigura că am măsurat corect performanța studentului în materie de ierarhii și standardizări, ci a faptului că, de fapt, și voi trece la următoarea, evaluarea are sens și merg la unul dintre pilonii de la început, din cei 7, evaluarea este o experiență de învățare pentru student sau pentru elev și că în urma evaluării el e conștient de ce a fost evaluat în felul următor, ce anume a fost analizat în demersul acela de evaluare și ce i s-a cerut. Iar asta pentru că spuneam că merg la ultima dimensiune, la aceea că, de fapt, studentul devine participant sau coparticipant la demersul de proiectare a experienței de învățare. Cât de mult folosim autoevaluarea în activitățile noastre la școală? E de ajuns să ne gândim atât. Câți profesori le dau ocazia elevilor să-și dea note pe teste? Sunt experiențe de genul acesta. Sunt profesori care fac lucrul ăsta și e minunat că o fac. Dar poate că ar trebui să o facem mai mult. Să-i punem pe elevi în haina evaluatorului, dacă vreți. Și atunci avem ocazia să trecem, să dezînvățăm acest teacher design. N-am știut cum să o traduc foarte bine în limba română ca să nu-mi iasă o frază de două rânduri, așa că am lăsat-o în engleză. Deci de la această proiectare centrată pe profesor, adică în care doar profesorul este autorul demersului de învățare, la un design care implică elevul. Da? Evident că nu o să stăm să-l întrebăm pe elev, știi, ai vrea să înveți astăzi poezia de Eminescu sau poezia de Ion Barna? Evident că nu. Însă abordarea problemei poate să invite elevul. Poți să inviți elevul în a înțelege împreună, de exemplu, de ce înveți acea poezie și să-l faci să înțeleagă că ceea ce faci tu din spatele catedrei nu e doar un demers de respectare a curriculumului și a planului de învățământ. Acestea sunt cele 5 dimensiuni de care trebuie să ne dezînvățăm și pe care ar trebui să le reînvățăm dacă vrem să asigurăm această achiziție spre competențele cheie. Și pentru că am pus foarte mare accent pe zona de autoevaluare, pentru că din punctul meu de vedere e foarte important aici și cred că încă e prea puțin valorificată, am zis să vin și cu un exemplu concret. Aici avem o competență. Comunic și empatizez cu persoane care au perspective diferite de cele proprii. Deci e o competență de interrelaționare cu alte persoane, are și o valență atitudinală, pentru că implică puțin partea de emoționalitate, partea de
de reacții, deci implică un pic mai multe lucruri, evident implică și câteva cunoștințe fundamentale. Ce avem în față e o posibilă matrice de autoevaluare pe care putem să o folosim cu elevii noștri, în care, în partea centrală, avem rezultatele învățării pe care ni le propunem, pe care le stabilim de comun acord cu elevul, de ce nu, pe care le explicăm, le gândim împreună cu elevul, astfel încât să fim siguri că înțelegi ce vrem de la el, și pe care le vedeți aici. Poate comunica într-un mod care reflectă o înțelegere a nevoilor și perspectivei interlocutorilor, poate să-și articuleze propria perspectivă și, foarte interesant, să identifice ce o influențează, dacă ne gândim și la influența, de exemplu, a social media asupra ideilor tinerilor, cât de mult e conștient un elev de influența aceasta. Poate să articuleze conștient influența respectivă, să o înțeleagă? Da? Modul în care există impact asupra unor situații și, evident, diferite influențe între interacțiuni umane și înțelegerea unor situații. Deci aici avem câteva exemple de rezultate ale învățării. Ce poate elevul să facă? Ei, poate să folosească un astfel de tabel, o astfel de matrice, pentru a-și autoevalua situația, legătura lui cu aceste rezultate ale învățării. Unde se situează el? Și avem două zone. Zona de îngrijorări, adică zona care poate necesită o atenție sporită. De exemplu, dacă luăm primul rezultat al învățării, elevul conștientizează că atunci când comunică cu altcineva, e cam nepăsător, de fapt, la ideile celui cu care vorbește și poate se enervează. Nu știu, apropo de discuția pe vaccinul COVID. Când discuți cu unul care poate tu crezi în vaccin și ăla nu crede, începem să ne enervăm și să ne înjurăm. E o zonă de îngrijorare, pentru că nu înțeleg, nu pot să comunic în așa fel încât să înțeleg nevoile și perspectivele celui cu care discut. Evident, dacă mă duc la a doua, poate pot să mă pun în zona de avansat și să, de fapt, să demonstrez că am depășit deja statusul rezultatului învățării. Adică, nu doar că pot să-mi articulez propria perspectivă și că pot să identific ce anume influențează, dar, de exemplu, pot să o explic și altora. Și atunci deja vedem că e un grad mai avansat. E o zonă care depășește așteptările stabilite prin rezultatele învățării. Și un astfel de instrument poate fi foarte ușor utilizat în acest demers de a construi o învățare centrată pe competențe. Evident, sunt foarte, foarte multe altele. Am vrut doar să, pentru discuția de astăzi, să nu fie doar un punct teoretic, să fie și una mai aplicativ. Un singur lucru, dacă vreți, rămâne ca un adevăr universal în acest demers de învățare, dezvățare și reînvățare pentru competențele cheie. Relația autentică cu elevii nu se dezvăță și nu trebuie să se dezvețe, și ea se reînvață periodic, în funcție de schimbări și de nevoi. Și spun asta pentru că nu putem să rămânem cu aceeași percepție despre cum construim o relație autentică cu elevii noștri, pentru că elevii se schimbă. Ne schimbăm și noi, dar uneori mai greu decât ei. Și atunci, ideal ar fi să nu dezvățăm principiile pe baza cărora construim această relație, ci să vedem cum reînvățăm poate altele, astfel încât să fim mereu un pas cu nevoile lor. Iar aceasta e nu doar în relație cu competențele sau cu învățarea bazată pe competențe, ci în general în actul educațional. Asta pentru că, și aici dacă vreți un fel de statement, abilitatea umană e fundamentală pentru a avea un elev motivat. Apropo și de analiza PISA și de banca de rezervă pe care stăm noi câteodată. Și aș încheia prezentarea aceasta cu o întrebare de reflexie la care vă invit să vă gândiți. Poate între pauze sau în alte momente. Este dezvățarea viitorul învățării? Cum pregătim educația pentru noile schimbări? Uitați-vă la piața muncii, uitați-vă la societate în general și la nevoile elevilor voștri. Cât de mult accent trebuie să punem pe dezvățare și cum o abordăm, astfel încât să asigurăm într-adevăr un viitor al învățării. Eu vă mulțumesc frumos, sper că nu v-am plictisit prea mult și evident, dacă sunt orice întrebări, cu mult drag suntem aici să răspund. Mulțumesc frumos, mulțumesc încă o dată Irina, Magda pentru invitația minunată.
Mulțumim, Alex. Cu siguranță, dar sunt întrebări, dar înainte de toate aș vrea să încep cu două comentarii. Unul este de la Ioana, care spune că Alexandru este unul dintre cei mai buni speaker din zona de educație, mixul dintre profesionaliști și pasiune este rar. Și Florin, care spune, o prezentare atât de utilă și clară, vă rugăm să reveniți și să aprofundați tema, e mare nevoie de ea. Deci aici lansăm și o invitație oficială de a relua prezentarea și tema eventual într-un eveniment separat, într-un webinar de o oră, pentru că, într-adevăr, informațiile prezentate de tine au fost foarte, foarte clare și foarte precise. Și este o abordare nouă. Sigur, cu mult drag, cu siguranță găsim un moment să abordăm, pentru că sunt foarte multe exemple de bune practici în zona aceasta care pot fi preluate de profesori dacă vor să intensifice cumva, mai ales coparticiparea elevilor la actul de învățare, care din punctul meu de vedere e fundamental pentru succes. Și asta se vede și în învățământul universitar. Dacă nu ți implici studenții în experiența de învățare, nu o prea vei avea alături de tine pe tot parcursul. Așa este. O să preiau eu, Irina, și o să adresez o întrebare. Maria te întreabă, Alexandru, senzația mea este că sistemul de învățământ românesc este încă foarte pasionat de cunoștințe, pasionat în ghilimele. Vorbim despre cunoștințe, evaluăm cunoștințe. Cum facem loc competențelor mai bine? O întrebare foarte bună, mai ales în lumina discuțiilor recurente despre cum reformăm învățământul din România. Cred totuși că față de acum câțiva ani buni s-au făcut pași semnificativi în direcția aceasta. Evident că e loc de mai bine. Însă, de cealaltă parte, e foarte interesant să vedem că nu trebuie să lăsăm complet atenția pe cunoștințe la o parte în demersul acesta de a construi o învățare bazată pe competențe, pentru că până la urmă nu poți să oferi sau să permiți achiziția de abilități și atitudini în lipsa unor cunoștințe pe care să fundamentezi aceste practici. Evident că atenția centrală nu trebuie să fie pe cunoștințe, adică nu evaluăm doar cunoștințe, ceea ce se întâmplă de foarte multe ori. Însă e important să avem totdeauna pachetul complet în minte. Aceste cunoștințe, abilități, atitudini. Probabil că aici, la un moment dat, va trebui să mai discutăm un pic despre cum asigurăm acest echilibru între ele și cum le diferențiem. Pentru că de foarte multe ori se și confundă, să știți, mai ales între atitudini și cunoștințe, există de foarte, foarte multe ori, e o confuzie. Pentru că putem să credem că, de exemplu, o atitudine pozitivă față de o atitudine democratică, o confundăm cu cunoștința despre democrație și cetățenie activă. Pentru că sunt similare. E greu să înțelegi natura intrinsecă, emoțională din spatele atitudinii și să nu o lași doar în zona de cunoștință. Și cu siguranță lucrul ăsta se regăsește și la alte lucruri pe care de foarte multe ori le etichetăm ca fiind pur cunoștință. Asta pe de-o parte, deci ca un răspuns teoretic, iar ca un răspuns practic, cred că avem totuși și ne bucurăm de libertatea la clasă de a regândi puțin demersul de evaluare. Până la urmă, nimeni nu cred că poate sancționa un profesor dacă alternează evaluarea de cunoștințe, de exemplu, pentru a asigura, dacă vreți, pentru a bifa nevoile fundamentale ale planului de învățământ, cu mecanisme de evaluare care să exploreze și zona de abilități. Cred că e în mâna noastră lucrul acesta. Și sunt sigur că mulți o fac. Adică cunosc personal foarte mulți profesori minunați care fac lucrul ăsta. Adică înțeleg că pot să extindă puțin orizontul și că pot să forțeze un pic limitele. Nu e ușor, dar nimic din ce e frumos nu e ușor. Așa este și o să mai vin cu încă o întrebare de la Mirela. Am încercat să pun elevii să lucreze pe echipe. Este foarte frustrantă evaluarea și se pierde mult timp. Am senzația că nu fac nimic important. Ce să prioritizez? Comunicarea, locul în echipă sau parcurgerea programei? Eu îmi dau a patra variantă, autoevaluarea. Mai ales la lucruri în echipă, autoevaluarea și mai mult, next step, evaluarea colegială.
Folosiți, de exemplu, sunt rubrici bullseye, se numesc rubrici ochi de bivol, prin care colegii se pot evalua între ei. Dacă aveți o temă de echipă, e minunat să se evalueze echipele între ele. Câștigați timp, pentru că nu mai faceți voi evaluarea, ci mai degrabă evaluarea o transformați într-o discuție de evaluare colegială. Evident că trebuie să rămânem totdeauna concentrați și în zona aceasta de plan de învățământ, de a ne bifa, să zic, parcursul, pentru că el are un sens în fond, adică nu putem spune cu desăvârșire că trebuie să eliminăm complet o structură. Însă găsiți, cu siguranță găsiți modul în care să câștigați timp, pentru că timpul e un dușman de foarte multe ori. Și eu așa am descoperit că evaluarea colegială e foarte utilă și crește și coeziunea de echipă, apropo de clasa ca trib. Mulțumim, Alex. Să știi că deja ai invitații lansate de cred că vreo 10 urmăritori, cred, de a reveni într-un alt eveniment și a discuta despre această temă foarte actuală. Și o să închei printr-un comentariu lăsat de Georgiana. Am ascultat fără suflare. Cred că asta spune totul despre prezentarea ta și îți mulțumim că ai fost astăzi alături de noi. Eu vă mulțumesc și mulțumesc foarte mult tuturor celor care au stat alături de noi și... Da, e important să fiecare dintre noi, inclusiv eu, să plec mai învățat dintr-o întâlnire de genul acesta, pentru că e totdeauna o întâlnire de învățare și de dezînvățare. Trebuie să mă deînvăț și eu de anumite metehne și trebuie să reînvăț altele noi. Și asta e invitația pentru toți, pentru fiecare. Încercați să vă gândiți ce anume putem să dezînvățăm din ce facem și să reînvățăm. Și o să vedeți că lucrurile o să fie cu atât mai frumoase. Și mulțumesc încă o dată pentru invitație, mă bucur tare mult că am fost împreună și cu siguranță o să mai fim și cu alte ocazii. Mulțumim! Trecem acum la ultimul invitat live din această zi, la Nikita. El este elev în clasa a 10-a și ne va vorbi puțin despre o temă legată de a învăța să înveți, despre valori și teme pentru acasă, că tot vorbeam mai departe, din perspectiva unui elev, pentru că ni se pare important să aflăm și care este perspectiva elevilor în această temă legată de competențe. Bună, Nic! Bună dimineața, bună ziua! Mulțumesc, Crina, că m-ai prezentat! Mă numesc Nikita, iar înainte să încep o să țin să menționez că am fost foarte plăcut surprins să văd că și Alex dinaintea mea a vorbit despre multe lucruri pe care o să le zic și eu. Așa că o să încep să dau share screen. Imediat. Mă scuzați. E ok, se întâmplă și la case mai mari. Gata, se vede. Ok. Despre valori și temele pentru acasă, din perspectiva unui elev. În primul rând o să mă prezint mai în detaliu. O să încep prin faptul că am fost un elev la școala gimnazială de stat, din capitală, iar acum am schimbat sistemele cumva și învăț la un liceu internațional. Este o diferență foarte mare între sisteme și am avut de învățat foarte multe lucruri bune din ambele. Pot să zic că am avut norocul să mă mulez pe ambele sisteme foarte bine și asta e și din faptul că sunt flexibil. Am avut parte de foarte mulți profesori foarte buni care m-au ajutat extrem de mult și am avut o grămadă de amintiri frumoase la ambele școli și sunt sigur că voi avea și în continuare. O să încep prin a vorbi despre teme. Acum, din faptul că sunt la liceu, sunt conștient că nivelul de lucru și modul în care putem să avem noi mai multă responsabilitate despre câte teme facem sau modul în care le facem, sigur creează și astea diferențe. Dar cel mai important, atunci când am venit la această școală, mi s-a părut faptul că am învățat despre școala de stat de dinainte, faptul că elevii care erau mai buni sau clasele care erau mai bune, în general făceau mai multe teme. Și dacă ar fi să iau asta în mod logic, mi s-a părut că nu are așa de mult sens, pentru că teoretic elevii care sunt mai buni sau care înțeleg mai repede la o materie, trebuie să facă mai puține teme. Nu știu dacă pot oferi neapărat o soluție, dar mi se pare foarte important pentru elevi ca atunci când învață despre cum învață ei,
să nu muncească cât mai mult posibil, ci să muncească cât mai mult posibil, în așa fel încât să ajungă la rezultatul pe care și-l doresc. Pentru că nimeni nu simte nevoia să corecteze teme de care nu a fost nevoie și nimeni nu vrea să-și petreacă timpul pe care puteau să-l petreacă făcând teme de alte materii sau descoperindu-și pasiuni sau făcând alte lucruri, făcând exerciții de care nu a avut nimeni nevoie. Am scris și de faptul că acum am început să am proiecte mai lungi sau esee, care nu mai sunt de la o clasă la alta, nu mai sunt de la o săptămână la alta, sunt poate pe 3 săptămâni. Ceea ce mi s-a părut din nou că are foarte multe avantaje pentru mine, pentru că a trebuit să încerc să învăț cum pot să-mi prioritizez timpul și cum pot să împart timpul pe mai multe săptămâni, nu doar de la o clasă la alta, în așa fel încât să pot să am un eseu în 3 săptămâni. Faptul că am proiecte mai lungi sau mai aplicate m-a ajutat și să încerc să îmi comunic ideile într-un mod mai clar. Și un alt avantaj pentru profesorul meu, mi se pare că nu prea pot să copiez idei care sunt clare sau atunci când aplici ceva nu prea ai cum să copiezi. De exemplu, la unele materii, nu știu cum ar fi muzica sau film, dacă fac un film, nu am cum să-l copiez. Sau dacă compun o melodie, nu am cum să-l copiez, pentru că este melodia mea, până la urmă. Și sigur că există multe moduri în care s-ar putea copia, dar la fel, un eseu despre, nu știu, o perioadă din istorie, nu ar putea fi copiat. O altă chestie foarte importantă de menționat la teme mi se par pauzele, pentru că de multe ori elevii și profesorii uită de faptul că pauzele pentru amândoi sunt foarte importante, atât pentru profesori cât și pentru elevi. Iar aici pot să menționez faptul că am un profesor sau am avut un profesor care zicea înainte de fiecare vacanță, haideți să ne cățărăm în copac. Pentru că el când era mic zicea că s-a cățărat în copac în vacanță și și-ar mână. Dar ideea de bază era faptul că noi să nu ne stresăm în vacanță și să putem să avem o pauză astfel încât atunci când ne întoarcem să putem să învățăm cu plăcere. Și sunt sigur că și profesorii au nevoie de multe pauze. De faptul că elevii buni primesc mai multe teme am vorbit deja. Un alt aspect foarte important la teme mi se pare faptul că atunci când o temă este relevantă sau importantă sau este considerată așa de elev, se răspunde la o întrebare foarte importantă. De ce învăț asta? Țin minte că și eu când eram mic, când întrebam pe tata sau pe mama foarte des, de ce învăț asta? De ce îmi trebuie tabla înmulțirii? De ce îmi trebuie, nu știu, să știu despre primul război mondial? Și această întrebare, sigur că poate fi răspunsă de profesor, dar cel mai important mi se pare ca profesorii să poată să ghideze elevii în așa fel încât aceștia să răspundă singur la această întrebare. Să găsească o aplicare, de exemplu, nu știu, la o formulă matematică, sau poate să pună într-un context în care un elev construiește ceva teoretic și trebuie să găsească o formulă. Sau, cum am zis, la muzică, să poată să compună o melodie, nu doar să învețe teoria. Pentru că atunci subiectele despre care vorbim devin relevante și importante. Iar atunci elevii pot să acorde importanța de care este nevoie în temele pe care le fac. Aici am mai vorbit și despre faptul că atunci când sunt teste, este foarte greu să se organizeze școala în așa fel, școala sau elevii, dar problema este că există o lipsă de organizare sau de comunicare între când sunt testele pentru elevi, când au alți profesori teste, când au alți profesori alte lucruri, când au elevii alte teme și când au alți elevi alte teme. Aici nu pot să zic că există o comunicare foarte bună la niciunul dintre sistemele în care am fost. Cu toate astea, este foarte important de realizat că nu este nici vina unui profesor dacă sunt două teste în aceeași zi, de exemplu, dar nu este nici vina unui elev. Și câteodată o zi în plus de învățat poate să ajute foarte mult un copil să nu mai fie stresat și chiar să poate să învețe. Chiar dacă pare că este doar o lipsă de organizare, poate din partea elevului adesea.
Cumva continuă în aceeași temă, cu pauzele și compasiunea. De multe ori se întâmplă să avem zile proaste și profesorii și elevii. Și mi se pare foarte important că atunci când un profesor observă că unul dintre elevi, nu știu, poate nu se simte așa de bine sau nu este foarte fericit în acea zi. Bineînțeles, nu vorbesc despre un... despre o chestie care se repetă de mai multe ori, ci doar, nu știu, o întâmplare. Este foarte important să lăsăm copiii să aibă o pauză, să le arătăm compasiune și să întrebăm dacă au nevoie de ceva. Pentru că, până la urmă, profesorii sunt modele pentru noi. Și țin minte, mai ales în școala primară, că se întâmpla foarte des ca colegii mei să cheme profesoarele mamă sau tata, ceea ce era foarte sângenitor. Dar mi se pare un exemplu foarte bun la faptul că copiii, cumva, nu știu, în mod subconștient, văd profesorii ca niște modele. Și un părinte bun trebuie să aibă un balans între compasiune și strictețe. Un părinte bun niciodată nu să fie doar strict sau niciodată doar permisiv. De aceea mi se pare important ca profesorii să facă la fel. Ca să fie eficient, ai nevoie și de pauză, bineînțeles, așa cum am zis mai devreme, trebuie să ne și cățărăm în copac, nu doar să facem matematică. Dar este foarte importantă și matematica. Și atunci, fiecare elev ar trebui să aibă cumva puțină libertate să-și găsească acest balans și să-și poată crea un sistem care funcționează cel mai bine pentru el. O să vorbesc despre asta și mai departe, dar în general, școala de stat are multe avantaje în faptul că le oferă copiilor un sistem destul de strict și de clar, ceea ce le dă o idee generală, mai ales la început. Dar pe parcurs sunt sigur că mulți copii au moduri de a lucra foarte diferite, ceea ce doar vin din personalitatea lor și, nu știu, cum este acasă și multe alți factori. Mi se pare foarte important atunci când îmi dau seama că un profesor se uită la copii sau la noi ca la o persoană înainte de performanța academică și își dau seama că mai avem alte teste sau alte pasiuni și ne întreabă de ele. Și în acest sens nu mă refer neapărat de a considera o materie mai mult sau mai puțin importantă, ci de exemplu de faptul că unii profesori, când este, nu știu, vineri ultima oră, ne întreabă, cum sunteți? Sunteți agitați? Știu că e weekend. Și asta ne face și pe noi să realizăm că faptul că suntem agitați sau faptul că vorbim sau poate faptul că nu avem chef să lucrăm așa mult în acea vineri. Chiar dacă nu ne zic profesorii neapărat cum ne simțim câteodată, e foarte folositor și doar să ne întrebe cum suntem noi ca și clasă sau cum suntem noi pur și simplu ca elevi la început orei. Pentru că atunci realizez și eu, nu știu, poate că sunt agitat sau poate că dau din pix de mai multe ori decât ar trebui. Și după aia mă ajută să mă concentrez la restul orei foarte mult. Deci comunicarea este foarte importantă și nu cred că ia așa de mult timp din oră, mai ales dacă este la început sau pe parcurs. Reflecția personală, așa cum a zis și Alex, reflecția personală este foarte importantă în procesul de învățare, cel puțin pentru mine așa mi s-a părut, pentru că ajută elevul să învețe cum să muncească, să se descopere pe el și să facă ceea ce e mai bine pentru el, nu neapărat ceea ce e mai bine pentru, nu știu, un general, un elev. Pentru că fiecare elev e diferit și atunci când vom continua în viață, nu va conta cum munceau elevii în general, ci va conta cum muncem noi. Vom munci noi la liceu, vom munci noi la școală. Iar reflecția personală ghidează elevul în a înțelege cum să fie cât mai eficient. Ce funcționează și ce nu a funcționat atunci când am făcut teme sau atunci când am făcut testul. Să descopere probleme, dar cel mai important este să găsească rezolvări la acele probleme. Deoarece reflecția personală nu ar trebui să fie, nu știu, o scuză sau de a te plânge de faptul că n-ai avut timp sau nu ai făcut. Este de a găsi problemele, de a le identifica, dar cel mai important să zici despre cum ai putut tu să treci peste ele. Și
acesta nu trebuie să fie neapărat o comunicare între elevi și profesori, nu știu, foarte complexă sau foarte lungă sau să fie o discuție privată. Poate să fie doar, nu știu, atunci când dai un test, să întrebi eleful în mod sincer ce notă crede că va lua. Sau cât de bine crede că a făcut într-o activitate în grup. Iar un lucru pe care l-am realizat, care a fost foarte important atunci când am făcut asta, e că nicio temă sau nicio lucrare pe care am făcut-o sau pe care o voi face, sau pe care au făcut-o alții, poate, nu va fi perfectă. Mereu vor fi lucruri care putea să meargă mai bine, pe care aș vrea să le fac în viitor. Lucruri pe care le-am învățat, care au fost foarte importante și cel mai important mă face să realizez procesul în care am învățat ceva. De unde mi-am luat notițele? Cum le-am scris? Când le-am făcut? Le-am făcut în clasă sau le-am luat după? Poate trebuia să le fac mai bine în clasă, poate trebuia să am pix la mine, nu știu. Există foarte multe detalii care poate atunci nu le-am realizat că au contat, dar atunci când termin ceva sau termin o lucrare, îmi dau seama că poate m-ar fi așteptat foarte mult pe viitor. Cel mai des mă face să mă organizez mai bine această reflecție, pentru că faptul că știu că atunci când termin o să mă gândesc la cum a decurs acest proces, mă face să încerc să mă organizez mai bine, astfel încât când fac același lucru sau un lucru similar data viitoare, va ieși mai bine decât data trecută. Așa cum am zis, această reflexie personală mi se pare cel mai ușor de aplicat în contextul unei lucrări sau, nu știu, poate unui proiect în care a fost ceva scris și apoi la sfârșit poți doar întreba elevul ce notă crede că lua. Pentru că atunci când scriu ce notă cred că voi lua, îmi dau seama de cât trebuia să-mi fi învățat, de fapt, pentru test, cât de bine cred eu că am făcut și ce trebuia să fac data viitoare ca să pot să iau o notă mai mare sau să fac mai bine. Acum, poate vă întrebați de ce nu zic mereu că, nu știu, meritam 10 sau de ce nu zic că meritam 1. Iar aici, cred că vine doar de la faptul, în primul rând, de la respect pentru profesor și de la respect pentru acest proces. În al doilea rând, de la faptul că atunci când faci o reflexie, poate ghida și profesorul spre mărirea sau micșorarea notei. De exemplu, dacă eu cred că am meritat mai puțin, poate profesorul îmi dă dreptate și zice, da, nu a fost cea mai bună lucrare pe care a făcut-o, puteai să faci mai bine. Și atunci îmi va da, nu știu, poate o notă mai mică. Sau poate nu, și doar va reține faptul că eu n-am fost așa de mândru de această lucrare. Nu mi s-a întâmplat prea des să se schimbe nota din cauza reflexiei pe care le-am făcut, dar pot să zic că mi s-a întâmplat odată să primesc o notă mai mare la o materie, doar din faptul că am zis că meritam cu un punct mai mult decât mi-a dat profesora, ceea ce m-a bucurat foarte mult, pentru că mi-am dat seama că a văzut faptul că am muncit mai mult la CLS-ul și faptul că am încercat multe lucruri noi și am crescut față de la începutul anului. De aceea mi se pare că atunci când această reflexie funcționează și este luată în serios și de profesor și de elev, poate crea foarte multe lucruri bune. Alte lucruri foarte importante de care mi-am dat seama atunci când am schimbat sistemele, mi-am dat seama că de bună e școala de stat la crearea unui sistem de luat notițe foarte clar. Deoarece mulți profesori au reguli foarte stricte, care ne dau o direcție foarte bună în a avea notițe în caiet, care sunt foarte clare atunci când vrem să învățăm pentru o lucrare, de exemplu. Mulți profesori aveau propriul lor sistem de culori, mulți dictau repede, mereu trebuia să scriem de mână, cel puțin la școala noastră, ceea ce are foarte multe avantaje. Mi se pare că dacă scrii de mână față de tipar, poți scrie mult mai repede, poți scrie mult mai clar. Mulți profesori scriau cuvintele pe tablă și toate aceste lucruri m-au oferit un plan de început foarte bun pentru a lua notițe. Pentru că, bineînțeles că școala este totul despre învățat, iar atunci când eram mic nu știam să iau notițe, am învățat de la profesori. Dar pe parcurs mi-am dat seama că toate aceste reguli de luat notițe, mai mult mi se pare că mă încurcau pentru că încercam prea mult sau pierdeam prea multă energie încercând să
fac notițele mele așa cum vrea profesorul decât cum aș vrea eu. Mi se pare că câteodată elevii ar trebui să aibă și libertatea de a-și face notițele așa cum doresc, pentru că până la urmă ei le vor folosi și este în beneficiul lor să le facă cât mai bine pentru ei, nu cât mai bine pentru clasă, cum zici înainte, cu temele. Acesta pot să zic că mi-a adus aminte de atunci când am învățat să scriu de mână pentru prima oară, clasa întâi. S-a pregătit ori, nu mai pot să zic sigur. Pentru că atunci aveam niște linii foarte clare pe care trebuia să le fac. Aveam fiecare literă trebuia să arată la fel și atunci când mă uitam la colegii mei în jur, mai mult sau mai puțin toate literele pe care le făceam erau înclinate înspre aceeași direcție, arătau la fel. Pentru că doar încercam să copiem cât mai bine cum credem că e bine să arate scrisul nostru. Dar pe parcurs, odată ce am ajuns să... Nici măcar la liceu, cred că și în clasa 7 sau 8. Deja fiecare scris pe care îl vedeam la colegii mi-a arătat foarte diferit. Fiecare făcea literele într-un mod diferit. Și asta mi se pare doar pentru că scrisul cumva reflectă modul în care, nu știu, gândești tu sau în care te organizezi tu mai bine. Și așa mi se pare și cu notițele în general, doar cu scrisul. Și chiar dacă, bineînțeles că elevii ar trebui să-și facă notițe și este foarte bine că profesorii le conferă câteva, nu știu, sisteme care să-i ajute să poată să înceapă să facă notițe, mi se pare că totodată ar trebui să aibă și mai multă libertate să-și descopere propriile lor sisteme. Nu doar să fie pedepsiți dacă nu le fac așa cum ar trebui, între ghilimele. Aici am prezentat și un sistem nou de a lua notițe pe care l-am învățat la școală în acest an. Dar pot să zic că nu l-am folosit chiar așa de mult, dar am colegi care li s-a părut foarte, foarte folositor. Se numește Cornell Notes și este cumva un mod mai organizat de a pune ideile pe foaie. Titlul este sus. În partea stângă sunt cumva niște cuvinte cheie. În partea dreaptă, care ocupă cea mai multă parte a foii, sunt... ideile de pasă, iar la final se scrie un rezumat al lecției. Pot să zic că pe mine personal mă ușură mai mult tabelele decât să-mi organizez notițele așa, dar ideea nu este neapărat de cum să fac notițele, ci de a ajuta elevul să-și găsească un mod care funcționează cât mai bine pentru el. Oricum, elevii cred că vor găsi mereu rezolvări la problemele pe care le au. De exemplu, eu folosesc foarte des flashcards sau, nu știu, niște bucăți de hârtie. Acum le folosesc digitale, dar fiecare cum se descurcă mai bine, sau videoclipuri de pe net, care mă ajută să rețin sau să pot să revizuiesc lucruri pe care le-am învățat. La flashcards mă refer ca atunci când țin minte la grădiniță că am învățat germană și era o găină și după aia se întorcea bucată de hârtie și la cum se numește. Ceva de genul am făcut cu definiții la economie, ceea ce m-a ajutat foarte mult să le rețin. Și m-am bucurat să văd că am făcut asta cu alți colegi și atunci cumva efortul a fost colaborativ și mi-a luat mult mai puțin să fac aceste resurse din faptul că am colaborat cu alții. Chiar dacă nu am făcut asta în clasă, mi se pare foarte folositor faptul că profesorii ne-au zis că există posibilitatea să facem asta sau ne-au recomandat. Pentru că mi se pare că de multe ori profesorii înțeleg mai bine decât am putea noi să înțelege, nu știu, cel mai bun mod de a învăța pentru un test. De exemplu, atunci când am învățat pentru un eseu, profesorul mi-a zis să încerc să repet fiecare parte a eseului separat, nu tot eseul. Se numește, dintr-o bucată. Feedback-ul este la fel foarte important. Mi se pare că feedback-ul a lipsit foarte mult din unele părți ale educației mele. Feedback-ul se referă la, nu știu, de la, poate să fie foarte simplu, poate doar o propoziție la sfârșit de test, în care îmi zice profesorul ce aș fi putut să învăț sau ceea ce a mers bine
sau ceea ce putea să meargă mai bine. Dar cel mai important la feedback mi se pare să fie mereu pozitiv, deoarece trebuie ca elevul să simtă că efortul pe care l-a depus, chiar dacă nu a fost destul sau chiar dacă putea mai mult, să se simtă apreciat. Feedback-ul mi se pare foarte important și atunci când faci o temă, nu neapărat după, dar în cazurile în care nu se poate, asta este foarte bine și la sfârșit. Eventual am unii profesori care nu ne dau feedback, nu ne dau nota până nu am știut feedback-ul, deoarece cei mai mulți copii, atunci când văd nota, o iau deja ca pe feedback și nu mai citesc și comentariile. Dar oricum decideți să faceți, mi se pare că măcar o încercare de comunicare să existe. O altă chestie foarte importantă mi se pare testele de pregătire. Adică înainte de un test să existe, nu știu, măcar niște exerciții sau măcar o variantă a acelui test din care să pot să-mi dau seama ce ar trebui să învăț și cum. Ca atunci când am testul să pot să mă pregătesc cât mai bine și mi se pare în avantajul și al profesorului și al elevului să existe această pregătire pentru test, deoarece ne ajută să învățăm mai bine și mai eficient. Și atunci profesorii, bineînțeles, că pot să ne învețe cât mai mult și să schimbe cât mai mult lume. Atunci când primesc feedback, răspunsurile care sunt mură în gură, adică să-mi zică profesorul direct ceea ce ar trebui să fac, nu mi se pare foarte folositoare. Dar cel mai bine mi se pare că atunci când primesc feedback, să primesc îndrumări. De exemplu, în acest paragraf nu e clară definiția. Sau în acest paragraf puteai să folosești mai multe surse. Sau când ai făcut acest exercițiu, ai uitat să te uiți pe, nu știu, lecția nu știu care. Deoarece asta mi se pare că mă ajută pur și simplu să știu mai bine ce am de făcut. Iar atunci, mai ales dacă există examene sau teste care se bazează pe același tip de exerciții sau același tip de cerințe, atunci când primesc cerința, pot să rețin ceea ce a zis profesorul care trebuie să fac și să mă ghidez, indiferent dacă exercițiul, nu știu, este puțin diferit sau are alte numere. Scopul feedback-ului nu este neapărat de 10 sau de nota maximă, ci este să poată să lase elevul să crească cât mai mult. De exemplu, dacă un elev, nu știu, nu are o lucrare chiar așa de bună, să încercați să-l ajutați să ajungă la 10 mi se pare copleșitor pentru el. Poate nu este, dar nu știu. Depinde de cazuri. De aceea, cel mai des când primesc feedback, mi se pare că primesc feedback în scopul de a crește cât mai mult de la ceea ce am făcut la ceea ce la lucrarea finală, nu neapărat de nota maximă. Pentru că scopul când învăț e să învăț cât mai mult, nu neapărat să ajung la o anumită notă. În unele cazuri, cel mai mult mi se pare că m-a ajutat, mai ales, deși și în școala generală, dar mai ales aici, m-a ajutat foarte mult atunci când profesorii au făcut comentarii care nu aveau legătură neapărat de clasă sau de temele pe care le primeam la clasă sau de ceea ce lucram în clasă, ci de proiectele din afara clasei. De exemplu, competiții sau, nu știu, posibile portofolii pe care aș putea să le creez sau multe moduri în care să-mi extind ceea ce am învățat în clasă în viața personală și să pot să folosesc asta cât mai bine în viață, pentru că asta se duce înapoi la modul în care aplic ceea ce am învățat, așa cum am zis mai devreme, și atunci o să știu de ce învăț ceva și să-i acord importanță și să pot să-mi organizez timpul astfel încât să acord atenția acelei învățării. Ca niște idei de final, am vorbit despre importanța pauzelor, dar și a temelor, mai ales a compasiunii.
Dar scopul mereu va fi acela să ajutăm elevii să învețe cât mai mult și să le placă să învețe cât mai mult. Pentru asta sunt importante și atât regulile, cum am zis la notițe, dar și faptul, dar și spațiul de dezvoltare personală al elevilor, ca să învețe cum lucrează ei cu ei și cum să-și organizeze timpul cât mai bine pentru ei. Prea puțină îndrumare ar putea duce la, nu știu, o lipsă de direcție în care elevul nu ar ști ce are de făcut deloc, dar prea multă îndrumare poate să ducă la lipsă de autocunoaștere, de a nu ști cum lucrezi tu și de a ști doar care este cerința și ce ai de făcut. Iar autocunoașterea este foarte importantă ca un elev să știe cine este el ca persoană și cum poate să lucreze cât mai bine cu el și poate ce joburi o să-și aleagă sau la ce facultate o să ducă. Și așa, ca final, cel mai frumos mi se pare atunci când un profesor se uită la copilăria noastră și își aduc aminte de a lor, pentru că asta mă face să realizez că mă văd ca o persoană întreagă și nu neapărat, nu știu, ca niște note în catalog sau ca și răspunsurile din clasă. Cam atât. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați lăsat să prezint și pentru atenție și sunt dispus să răspund la întrebări. Mulțumim mult, Nic. Și noi îți mulțumim că ești alături de noi. O să încep prima dată cu câteva comentarii de apreciere pentru curajul tău și pentru sinceritate. Și, de exemplu, foarte bine punctat, foarte rar găsești acest profesor care să ofere compasiune copilor, deoarece nu există comunicare, cum vorbeai și tu mai departe, sau ai dreptate legat de pauze, astfel găsești soluții pentru a ridica stima de sine a elevilor atunci când vorbeai de pauze și de concentrare. Sau frumos spus, profesorul să nu uite să fie profesor și nu doar să predea informații. Și acum o întrebare. Ce înseamnă feedback când faci teme, nu după? Care e modul în care primești feedback în timp ce pregătești o temă? Feedback poate să însemne foarte multe lucruri, dar eu cred că modul cel mai ușor sau cel mai aplicat pe care îl pot vedea sunt doar comentarii. Comentariile de după temă ar fi în cazurile în care profesorul corectează tema, să zică un comentariu mai general sau câteva propoziții despre ceea ce îi se pare că ar fi putut să facă elevul în mod punctat ca să poate să învețe mai bine. De exemplu, ar putea să zică că poate nu a citit lecția destul de atent sau poate nu a citit cerința destul de atent. Iar aceste comentarii să se refere la modul în care lucrează neapărat, nu doar la ceea ce a făcut bine sau ceea ce a făcut greșit. Comentarii în timpul lucrării, asta mi se pare, nu știu, poate mai greu de organizat puțin, necesită mai multă organizare, dar ar fi în cazul în care există proiecte mai lungi sau temele au un fel de două deadline-uri, unul în care să există feedback și unul în care este tema finală. Este atunci când profesorul se uită pe lucrare, nu neapărat extrem de atent sau nu neapărat în scopul de a corecta sau de a oferi o notă, ci în scopul de a oferi un comentariu sau două, pentru că atunci când elevul termină tema sau finalizează proiectul, proiectul să fie cât mai bun. Am dat exemple acolo cu ese, de exemplu, nu știu, poate definiția nu a fost clară în eseul meu sau poate, nu știu, la biologie nu am uitat să zic despre o anumită plantă sau am uitat să fac ceva. Sau poate feedback-ul câteodată nu este la fel de important sau relevant, ci este doar faptul că nu am, nu am numărul de cuvinte sau nu am pus titlu. Există multe lucruri pe care le pot uita și mă ajută foarte mult să știu că există această comunicare și pot să înțeleg mai bine ce am de făcut. Ok, mulțumim mult. Ioana, ai o întrebare? Da. Mi-aduc acum aminte, mi-a ridicat mingea la filon, Nic. Înainte de a-i pune întrebarea, vreau să spun că după atâția ani de învățământ,
când sunt în fața elevilor, încă mă gândesc cum eram la vârsta lor și cum îmi doream să fie profesorul în acel moment. Așa că mă uit la copilăria lor și îmi aduc aminte de a mea. Mă gândeam de-a lungul perioadei cât ai vorbit, la o întrebare legată de ce sfat ai dat profesorului, am schimbat-o pentru că deja ai arătat cum ai vrea să fie profesorul. Însă, dacă ar fi să dai un sfat colegilor mai mici, cum să-și depășească teama de a cere explicații sau un feedback. Așa cum ai spus, ai făcut școala într-o instituție de stat și știi foarte bine cum se întâmplă cu această teamă. Pot să zic că, deși eu personal nu am avut așa mari probleme să cer ajutor sau nu țin minte, dar posibil ca profesora mea să țină minte altfel. Cred că cel mai important, așa cum am zis atunci la feedback sau la ajutor, este să fie mereu pozitiv, pentru că atunci când cer feedback știu că, nu știu, oricât de prost sau cât de bine mi se pare ceea ce am făcut, știu că profesorul nu o să fie supărat, ci doar o să încerce să mă ajute. Iar această promisiune sau care vine doar din faptul că feedback-ul este mereu pozitiv, cumva mă gândesc că ar putea să fac elevul să nu-i mai fie așa de frică să ceară ajutor. Dar o altă rezolvare foarte bună atunci când, nu știu, mi-e frică să ceară ajutor sau nu știu cum să ceară ajutor, este să am alți colegi care au, nu știu, care au făcut mai bine, poate, sau au aceeași problemă. Și mi se pare că, nu știu, copiii cumva mereu găsesc rezolvări la ce probleme au, chiar dacă nu sunt cele mai bune sau cele mai eficiente. Și mi se pare că atunci când colaborăm, feedback-ul, nu știu, vine cumva și de la colegi. Cam atât. Da. Bine spus. Mulțumim, Nic. O să închei partea ta de prezentare cu un comentariu. Vine de la Carmen, care îți urează mult succes în tot ceea ce vei face și își dorește să găsești pe mai departe bucuria de a învăța. Mulțumesc frumos! Mulțumim că ai avut disponibilitatea de a ne prezenta. Nu mulți elevi au acest curaj de a veni în fața profesorilor și de a spune cum ar vrea ei să învețe sau să facă teme. Ne apropiem încet de final, am depășit cu 5 minute timpul. Magda? Am depășit timpul și încă n-am terminat, pentru că, așa cum știi, Irina, eu mi-am dorit foarte tare să avem și perspectiva unui profesor debutant. Asta pentru că n-am reușit să fac studenții să fie sinceri și să spună, studenții care fac modulul de formare în pedagogie, cum e pentru ei cu competențele. Și cei care sunteți la început de carieră, cred că știți că uneori auzi de competențe atunci când ai prima inspecție. Asta dacă la modul n-ai fost foarte atent și au trecut pe lângă tine și dintr-o dată descoperi că tot ce faci tu au legătură cu niște competențe. Terminăm cu un lucru, zic eu, interesant, cu, nu e o prezentare, mai degrabă sub formă de interviu, cu ceea ce are de împărtășit Adrian Secăreanu. Adrian Secăreanu, absolvent al Facultății de Fizică în 1997, care după 15 ani în vânzări în companii multinaționale și 14 ani în antreprenoriat, este din 2022 profesor de fizică la două școli din București, o școală privată și o școală de stat. Și am vorbit cu el despre ce înseamnă învățământ centrat pe competențe pentru un profesor de fizică debutant, dar care, iată, are această experiență îndelungată din mediul privat. Sperăm să fie interesant și pentru voi, pentru că mie mi s-a părut că el a conectat foarte bine energia de antreprenor cu energia de părinte și cu cea de profesor.
Așa este. O să începem interviul, dar nu înainte de a vă mulțumi că ați fost alături de noi, pentru că o să vedeți, este un interviu mai lung, undeva în jur de 35 de minute. Și o să spune câteva detalii tehnice. Așa cum a spus Magda, undeva pe la jumătatea întâlnirii, în secțiunea de comentarii am postat un link de feedback. Acela este pentru curiozitatea noastră, nu este nicio cercetare sau nicio obligație, pur și simplu cine dorește să ne răspundă acelor curiozități, să poate completa acest formular. Pentru că am văzut multe întrebări legate de înregistrarea acestei sesiuni, ea va fi disponibilă în continuare, atât pe pagina noastră de Facebook, cât și pe pagina asociației la evenimentul acesta și pe canalul nostru de YouTube. Așa că puteți să revedeți oricând prezentările invitaților noștri. O să trec mai departe la interviul despre care menționa Magda și vă mulțumim că ați avut răbdare, mai ales într-o zi de weekend, să fiți alături de noi și sperăm să rămâneți în continuare pentru că, așa cum a spus, este un interviu foarte interesant. Zic bine, Adi a revenit ca profesor debutant de curând în două școli din București. Adi, spune-ne câteva lucruri despre tine și ce te-a motivat să faci acest pas. Bună! Da, după foarte, foarte mulți ani, din 2022 sunt profesor debutant, profesor de fizică în două școli gimnaziale din București. După suficient de mulți ani de multinațională și după 13 ani de antreprenoriat, m-am întors la școală pentru a face parte din schimbare. Există riscul să sune ca un clișeu, dar asta e realitatea. Am două fiice, cea mare este clasa 8 acum și din momentul în care s-a întors de la școală în clasa 6 și mi-a spus că fizica e nașpa, mi-am dorit să schimb această percepție făcând ceva. Că am vrut să trec din rolul de observator în rolul de... Ai vrut să ai un rol mai activ. Da, inițiator de schimbare. E, până la urmă, nici nu mi s-a potrivit prea des rolul de comentator. Și încet, încet am reușit să văd legătura între lucru cu adulții, pentru că de foarte mulți ani lucrez cu adulții, și educație. Spune-ne câteva lucruri despre asta. Noi ne-am dorit foarte mult ca tu să fii la acest simpozion, pentru că ne-am dorit odată... Un profesor debutant. Un profesor debutant și ce să vezi, asta mi se pare chiar un lucru rar, un profesor debutant, dar care are experiența mediului de business sau mediului de lucru privat din România. Că până la urmă, ceea ce fac copiii în școală, fac ca să îi pregătească pentru viața de după școală. Cum e pentru tine lucru cu adulții și educația? Ai avut odată un moment în care ți-ai spus, uite, dacă aș fi profesor, aș schimba asta sau aș face mai mult din asta? Da, da. E unul din punctele de plecare. Povestea cu debutul ca profesor are și câțiva pași. Înainte de a-mi dori să... fiu profesor, mi-am dorit să fac schimbarea și mi-am dorit să fac dintr-o poziție nu atât de atașată de sistem. Mai exact, un voluntariat, mi-am dorit să schimb percepția la momentul acela despre fizică și despre percepția ei prin experimente. Discutând cu copilul meu, mi-am dat seama că lipsește elementul experiment de cele mai multe ori.
Așa, sunt diverse scuze. Nu avem laborator, nu avem finanțare, nu avem participare. Și mi-am dorit să fac lucrul ăsta și așa am și început, cred că acum 3 ani, printr-un proiect chiar cu voi de Erasmus, în care am făcut legătura între fizică și lucrurile care ni se întâmplă zi de zi în jurul nostru. Dar o primă observație culeasă iarăși de la copii a fost aceea, întrebarea: unde aplicăm ce învățăm aici? Unde ne întâlnim noi cu lucrurile astea? Te refer la faptul că de multe ori copiii învață teoretic și nu înțeleg care e legătura cu... Exact. Și așa ajung la paralela cu adultul. Lucrez cu adulți care de diverse generații. Și din celebra școală dătătoare de olimpici și din sistemul mai nou, mai nou așa, în care era important mai degrabă nu ce înveți, ci ce notă capeți. Așa. Punctul comun era dat de faptul că, deși aveau cunoștințele, fiecare dintre ei știa să lucreze cu aparatul matematic, nu reușeau să-l aplice, nu reușeau să facă conexiunile. Și inițial a venit foarte greu să înțeleg lucrurile astea și spuneam, ok, nu ai cunoștințele. Dar ei aveau cunoștințele, nu reușeau să le aplice în viața absolut reală în care... De ce? Adică te-ai gândit de ce? Unde e ruptura? Nu, primul lucru pe care l-am realizat a fost acela că aplicarea cunoștințelor nu reprezintă un proces care se întâmplă deodată. Asta a fost prima senzație. Băi, dar ți-am explicat. Am verificat că știi. Nu-l aplici pentru că nu vrei. Că asta era în capul meu. Și încet, încet am realizat că nu așa se întâmplă procesul. Câțiva ani am mers și până în anul de debut, în care recunosc că acum am aflat, în momentul în care am început să mă pregătesc pentru examenul de intrat în învățământ, despre competențe în educație. Nu era o... Nu era o temă la care... Nu era o temă și am descoperit acum că majoritatea părinților nu se gândesc la competențe, cunoștințe. Ce vrei să spui? Ca părinte n-ai fost conștient că învățământul european, învățământul românesc se îndreaptă... Eram, deși conectat la ce se întâmpla în școală, iacătă... E de menționat faptul că am fost încă de când a ajuns fiica mea cea mare la școală, un părinte conectat, prezent în școală, nu mi-au fost străine, dar cu toate astea competențele erau o sintagmă de la job. Acolo vorbeam despre competențe, așa, dar școala, okay. Școala era pe cât ai învățat, cât ai învățat și unde sunt cunoștințele. În momentul în care am intrat în contact la nivel teoretic cu ce se întâmplă în școală, am fost foarte încântat că nu mai e pus accentul pe asimilare de cunoștințe neaplicabile și că se pune accentul pe dezvoltarea competențelor. Mi-a plăcut expresia, am fost încântat, cred că în primele 2 săptămâni nu asta am avut în cap și eram minunat. Numai că am descoperit că reflexul nostru, al meu cel puțin, de a transmite mai departe, e tot acela de a transmite cunoștințe, așa, mai ales că în final ne ajungem să evaluăm cunoștințe, competențele fiind dificil de evaluat, pentru că nu ajungi să-i pui pe copii în situația de a evalua competențe, cum se întâmplă cu adulții. Adultul se află deja în situația reală, e evaluat competența și a luat bonusul și l-a luat, adică ai cumva instrumente. Aici nu le ai și cu atât mai greu
Dar mi-am adus aminte că învățasem asta de la adulți, ca să nu se întâmplă peste noapte. Acum, noaptea asta cât poate să fie de lungă? Știi? La adulți, cât trebuie să ai răbdare? Un exercițiu financiar, două... Și am observat și asta modificându-se. 2010, 2014, o perioadă de probă era undeva la 3 luni. Vorbești de un angajat. De un angajat, da, vorbesc de adult. Okay. Deci asta e perioada în care da, el trebuia era, să treacă de era. La acum, da, 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 da. Și evaluările erau pe măsură. Am ajuns în 2023, unde o perioadă de evaluare ajunge și la un an. Oho, de ce aici s-a schimbat ceva? S-a schimbat pentru că cred că și la nivelul ăsta a trecut evaluarea de la obiectiv, de la realizarea obiectivului, la dobândirea competențelor. Așa. Andy, ce vreau să te întreb? Tu ești profesor de fizică și ești pasionat de fizică. E nevoie de competențe pentru copii? Da, da, da. Da, așa, acum ne întoarcem la părintele Adrian. Ok. Și legătura lui cu competențele. Aș face un exercițiu. E un exercițiu pe care mi-l propun din momentul în care am acceptat invitația ta. Să încep să vorbesc cu părinții, am șansa să cunosc peste jumătate din părinții elevilor mei. Să fac exercițiul ăsta, să văd fiecare dintre părinți sau bună parte dintre părinții pe care îi cunosc, ce înțeleg ei prin competențe. Având experiența proprie, adică omul care știa competențele sunt pentru adulți, nu sunt pentru copii și să vedem acum. Pentru că mă lovesc în cancelarii, da, mă lovesc eu. Tu ca eu, părinte sau nu, părinte? Nu, eu ca profesor, că povestim despre competențe, evaluăm cunoștințe și în timpul unei zile copilul are, nu știu, 6 ore, 7 ore, câte are. Și ajungi în anumite ore să urmărești dezvoltarea competențelor, cu tot ce include, inclusiv cunoștințele, și în celelalte numai cunoștințe. Și să naște întrebarea pe care eu și exprim. Ce cu asta? Ce vrei tu să faci? Păi trebuie să asimilez cunoștințe. Atât. Ce fac cu ele? La ce îmi sunt bune? Unde le aplic? Sunt niște întrebări, oricum nu ne ascultă nimeni. Sintagma asta, oricum nu ne ascultă nimeni. Asta spun copiii? Da, da, da. Oricum nu ne ascultă nimeni. Un copil mi-a și spus, există două tipuri de profesori. Unii care spun că te ascultă și nu te ascultă și ceilalți care te ascultă, dar nu spun niciodată că te ascultă. Dar ascultat nu în sensul de notat la lecții, să i-a spus pe ei. Și în dezvoltarea competențelor e partea asta de a pune cunoștințele lângă abilități și să faci ceva cu ele, că acolo ajungem, de asta vrem să le dezvoltăm. Eu sunt curioasă, în afară de competențele care în mod logic și direct au legătură cu fizica. Cum vezi tu, ca părinte sau ca profesor, acum că ai aflat că există o competență de genul a învăța să înveți? Unde și cum se face asta în școala românească? Știu adulții care ajung la job să învețe? Întrebarea e unde m-am întâlnit eu în școala. Unde te-ai întâlnit tu din variile... Da, 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 de exemplu, da, da. Tu, la ora de fizică, poți să dezvolți în vreun fel competența a învăța să înveți? Și dacă da, de unde știi că ai făcut-o? Cum faci să-ți iei feedback? Da. De remarcat, competențele sunt definite și contactul cu competențe, cu noțiunea de competențe, definită în diverse moduri. Și ce spune un profesor debutant, din momentul în care intri în școală, foarte multă lume se povestește despre competențe, dar nimeni te-a, hai vino să-ți explic
ce sunt competențele astea, cine sunt ele și ce trebuie să faci. De la planificare. Adică ce vrei tu să spui, Adie, că mai degrabă ți se cere deja ca tu să știi, să înțelegi cum le aplici, dar nimeni nu ți arată cum să faci. Da. Ok. Ok. Îți arată, dar trebuie să soliciți. Adică sunt, mai zice, norocos din punctul ăsta de vedere. Am colegi cărora le pun întrebări și vin și mi explică ca unui... Ca unui debutant, așa. E mai dificil să se conecteze cele două noțiuni, debutant și adult. Așa. Bun. Asta a învățat să înveți, n-am definit-o. Unul din obiectivele propuse încă de când făceam doar experimente cu copiii, și asta vine din interacțiunea cu adulți. Un rezultat al nedezvoltării competențelor, așa cum le definim în momentul ăsta, este acela că suficient de mulți adulți sunt mai degrabă, se feresc să-și manifeste propriile opinii. Și ne referim acum nu la lucruri abstracte, realmente în business, să gândească o soluție, să o aplice și să au toate cunoștințele, nu lipsesc cunoștințele, deci nu vorbim de... Dar nu știu cum să le fac. Nu știu și n-o fac. Nu se poate întâmpla în cazul fericit în care o fac și trebuie corectată, dar n-o fac, nu o inițiază în niciun fel. Și primul impact, și l-am avut înainte de a debuta, am avut cu interacțiunea cu copiii cu care făceam experimente, erau tendința de a reproduce cuvânt cu cuvânt cerința experimentului. Și atunci, încă de la primele lecții, am zis, exprimarea mea a fost să rescriem povestea. Frumos. Da? Frumos, numai că ea sună foarte așa, sunt probleme simple, care au nevoie doar de o frază și atunci copilul devine confuz. Păi nu numește o poveste, că pentru el povestea e ceva amplu, nu o frază. Și cumva, dar a rămas la exprimarea asta să ne rescriem povestea. Cred că are și o denumire ceva mai conectată cu mediul academic. Lucrez la afla cum se numește. În regulă. Da. Așa. Și insist pe lucrul ăsta. Pentru că am văzut efectul de mai târziu și nu ne ajută în viața reală. Și aici m-am plasat eu, ce fac eu? Fiecare sarcină reieșită, fiecare... și la fizică șansa e că sarcinile intervin din descrierea lucrurilor care se întâmplă, cel puțin în fizica de gimnaziu, acolo suntem. Mergem, ce se întâmplă? Punem limba pe bateria, ce se întâmplă? Da? Și există cerințe pe care trebuie să le reexprimăm. Ele sunt scrise și trebuie ca să înțelegem ce am vrut și să ne punem propria opinie. Și e fascinant să vezi că fiecare are abordări diferite. Acum trecem de la un sistem în care eu așa am crescut. Toată lumea trebuie să înțeleagă. Eu provin din generația care trebuia să învețe ăsta, comentariul pe de rost și ăla era unul singur, ăla era bun, la revedere. Așa. Nu rescriam povești. Era schimbarea. Când rescriai povești, era schimbarea. Așa. Dar trebuie să... și iarăși mă întorc. E super aplicabil. Asta facem. Rescriem povești. Altfel nu funcționăm dacă nu rescriem povestea și nu înțelegem ce avem de făcut acolo. Cum iau elevii tăi notițe? Wow! Lucrăm foarte intens la acest lucru. Odată, cred că intervine și am două experiențe. Eu iau notițe cu pixul și cu hârtia. Este modul meu de a lua notițe. Și evident că ăsta e modul pe care l-am prezentat. În momentul ăsta,
cei mai activi și cu reacțiile cele mai bune sunt copiii care iau notițe pe tabletă, nu tabletă grafică, o tabletă de scris. Așa. Le spui tu ce să scrie? Notează ce vor? Ok. De povestiți și și lucrul ăsta. În primul modul așa era regula. Scrieți ce vă rămâne vouă. Ce înseamnă ce vă rămâne vouă? Răspunsul la întrebarea cu ce am plecat astăzi din clasă. Dar nu puneam întrebarea asta. Okay. Da? Începe să notați. Și aici am observat prima dificultate. Dictez prea repede și am spus, dar nu dictez. Doar vă explic. Și voi vă scrieți povestea voastră. Aveam să aflu ceva mai târziu că e posibil să fi sărit o etapă. Și am învățat de la colegi că poate fi bună o metodă care a intrat în test imediat după, aceea de a scrie ideile principale pe tablă. M-am lovit în primul rând de faptul că nu mi înțelegeau scrisul. Așa. Și asta este una din lucrurile pe care continui să le insist, deși am copii care scriu pe tablet și foarte bine, sunt conștient de aplicabilitatea redusă a acestui lucru și atunci, pentru că am și copii de clasa 8-a, ei urmează să dea, nu știu cei de 6-a de acum dacă vor mai da examenul scris, dar cei de 8-a îl dau scris și atunci trebuie să exerseze, tocmai pentru a avea un scris ceva mai lizibil decât cel pe care îl am pe tablă. Ok, am găsit rapid soluție, scriu cu litere de parcă să reagă. Așa. Și să scriu acolo, să avem ideile principale. Le avem, suntem în lucru cu chestiunea asta. Da, eu încă sunt așa într-un soi de de adaptare, pentru că de la momentul în care am terminat facultatea, atunci încă erau, a lua notițe era o chestie continuă, a avea caietul la tine era o chestie continuă și acum e o regulă care trebuie amintită, reamintită, explicată și unde duce și până la urmă acolo ajunge să explici, dar la ce îmi folosește să scriu și să-i răspunzi la această întrebare. Recunosc că mine e greu, adică am tentația să spun pentru că așa vreau eu să scriu. Da, că ăsta era răspunsul, pentru că așa vreau eu, da. Dar nu este așa. Și ce să dau avantajele? Am mai marjat și unde e avantajul luatului de notițe? Absolut toate testările scrise de la orele de fizică pe care le predau, se dau cu cărțile și caietele pe masă. Ne marjând pe reținerea, adică dacă la început am zis că nu mai am obiectiv să rețină automat informațiile, atunci le avem acolo. Sunt la o războire distanță, pentru că în lumea reală ele sunt la un click distanță. Tu ești unul din acei profesori care practic dă testul cu manual caiet, nu puneți materialele deoparte, nu... Pentru că suntem mai... trebuie să recunosc... Ți se pare că asta e mai aproape de ceea ce... De realitate. În realitate ai acces la toate informațiile. Și atunci ce întrebi la test? Problemele de fizică, iarăși, au șansa că sunt descrise din realitate, introducând și noțiuni abstracte. Uh-huh. Forță, vectori. Deci, practic, e un fel de fizică aplicată, ceea ce le cer. Este șansa fizicii în general, iar a fizicii de gimnaziu acolo e. Ea fiind în continuare, observ după atâția ani, în privată de limbajul matematic, care e decalat încă în programe de... Ai putea să crezi că inițiatorii de programă de matematică și de fizică sunt niște oameni care trăiesc în țări diferite, în spații diferite și nu vorbesc între ei. Soluția fiind, cred, la îndemână, de cel mai multe ori vorbesc cu colegii de matematică și reușim noi să adaptăm și să ne punem orele așa fel încât să... Copiii să le informațiile. E realmente... dificil și pentru mine a fost și mai dificil, pentru că toată matematica din capul meu e într-un calup, nu am ordinea. Am două întrebări legate de modul în care dai tu teste.
Nu ți-e teamă că elevii atunci nu mai deschid și nu se mai uită pe nimic știind că poate să răsfoiască materialele în cadrul testului? Să... Adică există acest risc din ce ai observat tu, ca ei să nu mai facă absolut nimic înainte și să vină la test să deschidă pentru prima oară materiale sau nu? Ok, de menționat că această metodă e desprinsă din realitate. Am avut șansa să-mi fie... metoda să fie mie aplicată ca elev. Și am trecut prin faza asta absolut normală. Păi dacă le am pe masă, nu mă mai uit. Da. Ne ținem cont de constrângerea de timp. Okay. Adică dacă nu le-am deschis niciodată, păi caut pe în carte, știi cum e. Nu trebuie să știu semnificația tuturor cuvintelor. Că am acces la acum și rapid la Google. Totuși nu o faci. Nu e necesar să... înțeleg schema de circuit electric. Am schița acolo, dar ai nevoie de timp și ai această constrângere, așa și aici. Bun. În fapt, trebuie să vedem și de unde pleci. Mă întrebam mai devreme cum îi determin să ia notițe. La ce îi e folos? Dacă și-a luat notițe, are unde să caute. Este deja povestea, ce a scris în caiet este povestea rescrisă de el. Recunosc că întâmpin și eu dificultăți în momentul în care mă uit în manual și a treia oară. Și asta ține de fiecare dintre noi, modul în care percepi, modul în care aplici ceea ce bagajul tău de cunoștințe, cum îl aplici acolo. Și atunci am două avantaje. Unu, îi arăt de ce e bine să ia notițe și se întâmplă, deci nu vrei să știi cât de des, pentru mine a fost uimitor cât de des se întâmplă să nu-și ia notițe și să în timpul lucrării să-ți arătăm și mie caietul, așa? Da, da, e foarte interesant, inițial n-am vrut, dar după aceea mi-am dat seama că în felul ăsta ajut la dezvoltarea unei alte competențe, aceea de colaborare, un lucru care în mediul de business cred că se resimte cel mai tare. Noi am fost educați într-o zonă de competiție în care erai tu bun și restul pe locul 2. Nu am învățat și asta se resimte acum. Așa și se resimte și în ce transmitem copiilor mai departe. Și atunci am adaptat această regulă, nu ai voie să iei, pentru că am început să-i urmăresc să văd cum colaborează. E îmbucurător faptul că unul din colegi îl ajută cu notițele. Era important și ce scrie din notițe, că ți-am dat caietul, dar iarăși trebuie să cauți, trebuie să știi ce e acolo și ce ai făcut. Uh-huh. Ok. Al doilea aspect important a fost că au început să caute și în manual. Ce nu aveau notițe erau cunoștințe de luat de manual. Întrebarea ta, răspund la întrebarea ta e legată că, și le-am menționat, dacă în momentul testului foile cărții sunt încă lipite din fabrică, nu te ajută foarte tare, că nu vei ști unde să cauți. Și e... Te vezi ajungând la nivelul la care să le dai telefoanele și să spui caută informația unde... Da, e un nivel pe care îl folosesc cu anumite clase, în general clasa a 6-a, pentru că la ei nu există așa de puternică deprinderea ca în timpul testului să caute alte trăsnei pe telefon și realmente se raportează la doar la... Am încercat și cu cei mari, dar n-am reușit să gestionez și atunci ne-am întors la laptop. Am avut teste cu laptopurile pe masă, ele fiind restricționate. Așa. Adică am avut teste de fizică în laboratorul de informatică. Super interesant. Da. Mă gândeam acum... Dar asta e o bătălie și a, dacă vrei, și a profesorului, căci una din competențele e competența digitală, pe care descoperi că pentru ce fac acum nu am așa dezvoltată. Evident, folosesc calculatorul de ani de zile, am crezut că sunt chiar bunicel la chestia asta, dar da, nu, ce foloseam până acum nu e mie de mare, mi-e de ajutor că știu să-l deschid, să-l dau enter, dar mai mult de atât.
Ca să închidem discuția cu modul de testare, pe care eu îl iubesc foarte tare, am avut teste online date așa, adică în care puteai să cauți orice pe Google, dar până când nu citeai articolele și cărțile respective, nu puteai să răspunzi la întrebare, chiar căutând pe Google în orice formă vrei tu, ceea ce mi s-a părut un nivel de scriere a unui test de evaluare extraordinar. Nu ți-e teamă că după aceea elevii tăi vor merge la liceu și vor da teste de fizică standard și că vor avea un, nu știu, o dificultate de adaptare? Adică cum vezi tu modul în care interacționezi tu cu elevii? Îl vezi, crezi că va avea continuitate? Nu contează să ne punem această problemă sau nu? Okay. Păi dacă vrei, problema profesorilor atipici. Tu ești un profesor atipic ca energie. Acum, cred că răspunsul vine mai degrabă de la antreprenor, știi? Antreprenorul are o relație foarte interesantă cu teama. Și de aceea, adică interesantă că se cam aruncă cap înainte, așa, știi? Mm-hmm. Și face lucruri la care nu face analiza asta pe care încerci tu să mi-o induci în momentul ăsta. Deci tu ești un antreprenor, să înțeleg. Așa. Atunci va trebui să spui ceva despre competența antreprenorială, care știu că îți place foarte tare. Și atunci, nu, îmi pun întrebarea ce face el mai departe și întrebarea asta a venit cumva ceva mai devreme, în momentul în care am întrebat cât de tare îl bulversez în momentul în care îi dau o testare, până la urmă ne referim la testare, cu totul diferită de cum e el obișnuit, fără caiete, fără calculatoare, fără nimica, așa. De menționat aici că testarea are și, iarăși, împrumutată din interacțiunea cu adulții și cumva validată prin întrebările către colegi, are și face parte și notarea testării face parte din procesul educațional, nu nota în sine. Cumva m-am luptat, nu găsesc un termen acum mai adecvat, cu sintagma asta, mi-e frică de notă, ce mi se întâmplă dacă iau notă. Și atunci am privit nota din perspectiva adultului. Ce e nota? Este măsura lucrurilor pe care le avem de îmbunătățit. Adică o notă mică sună așa nerealist, cumva probabil raportat pentru un copil, dar e o oportunitate. Deci avem un lucru acolo de lucrat și acolo trebuie să ne dea măsura. Și dacă face parte din procesul educațional, atunci așa l-am gândit. Testul... Hai să vedem ce avem de îmbunătățit. Și ne întoarcem pe testul respectiv și vedem ce trebuie să înregistrăm progresul. Și ne ducem în testarea respectivă. De aceea testele nu sunt orientate neapărat pe notă. În final există o notare și cu criterii bine stabilite de la început. Iar asta împrumutată de la adult. Adultul trebuie să știe ce face pentru ce face. Așa și astea sunt testările. Și am văzut aici, e o competență de dezvoltat. Ce pot să adaug, Adrian, aici, pentru că eu am norocul să fiu și părinte cumva în relație cu tine, e că ești unul din puținii profesori care s-a străduit ca acele criterii de notare să ajungă și la părinți. Și pentru asta vreau să te felicit. Mi se pare un lucru care se face foarte puțin în școala de stat încă. Unor considerăm că elevii sunt suficient de mari și nu e nevoie, alteori că sunt suficient de mici și nu înțeleg. Însă am fost surprins să văd și să văd că înțeleg cum e notat un copil la o anumită materie. Da, asta vine din povestea mai veche. Eu sunt părinte de STEP. Așa, și în STEP am aflat că școala A este parte din trioul care face educație. Copil, părinte, școală. Nu se poate una fără alta. Așa, adică sintagma, te-am dus la școală să se descurce profesorul gay, mie... N-a fost ceva tipic pentru tine. A fost și nici nu o agrez în momentul ăsta. Așa, și de asta, da, ca părinte, eu am vrut tot timpul să știu, nu să fiu un părinte pisălog, așa, deși probabil că fiică mea spune că uneori sunt. Sperăm că nu se uită acum. Așa. Dar copiii trebuie să știe că există competențe. Am vorbit de adulții, competențe, într-adevăr, mulți spun, astea sunt lucruri clare în mediul, nu știu, de business. Business se lucrează mult cu competențe. N-aș marja că sunt foarte clare și acolo, dar da, acolo sunt des întâlnite și sunt întâlnite de ani de zile. Da. Energia lor. Da. Minunat. Da. Profesorii știu că există competențe. Da.
Da, da, știu, eu spun, e posibil să fiu singurul, da? Pentru mine prima dată cu competențele în acest context și prima dată însemnând ceva timp până când am, m-am dus să-mi întreb colegii cum văd lucrurile, ce sunt astea, așa, erau chestiile alea de punctat 1, 3, 1, 2, care sunt în planificare, adică, de fapt, cum le urmărești și cum e o poveste pentru mine de sfârșitul modulului 2, începutul modulului 3 și cum le fac și unde mă duc și un proces în care ai nevoie de suport. Adică poate, nu sunt cel mai bun exemplu, sunt profesor debutant, dar m-am uitat la profesorii debutanți. Am zis, bine, eu am studiat pedagogia în facultate acum mulți ani. Mulți ani. Așa, și da, acum e altceva. M-am uitat și am și interogat, nu a apărut că... E mare diferență. Da, adică se pune un accent. Dar mi se pare important, adică, da, eu am fost foarte încântat și în continuare, dacă o definim, și să spun întrebarea, dacă ar trebui copiii să știe, da, ei au capacitatea de a-și pune întrebări. Și până la urmă, una din competențele pe care vrem să le dezvoltăm, e tocmai aceasta de a pune întrebări, de a afla lucruri și eu cred că ne-ar fi de mare ajutor dacă i-ar afla. Dar cred că mai avem și noi de aflat. Ca să închidem, Adi, care e diferența dintre o oră centrată pe cunoștințe față de o oră centrată pe competențe? Concret, la clasă. Ce schimbă competențele? Ce crezi că schimbă? Centrată pe competențe îți va răspunde la întrebarea copilului și eu asta unde o aplic. Da? Am ore, mi se întâmplă să am ore centrate pe cunoștințe pentru că și de asta pleacă. Cred că a fost o erupție și se întâmplă că îndrăznesc să spun chestia asta. Că, domnule, de acum suntem centrați pe competențe și mai avem trebuie cunoștințele. Da. Nu poți dezvolta competențe fără cunoștințe. Trebuie să vezi cum faci trecerea pe asta dinspre un volum de cunoștințe mare și neaplicabil către, către competențe. Pentru mine e clar că lucrurile astea se întâmplă peste noapte și asta mi-alungă și teama ce o să se întâmple dacă ajunge într-o zonă în care nu e nu e adaptat. De, știi cumva, noi părinții de STEP am rezolvat conflictul ăsta în momentul în care ne-am spus întrebarea, ok, după ce termină copilul educația în STEP, unde nu există note, nu există nimic, și ajunge acolo, ce se întâmplă? Și am văzut că îi se întâmplă bine, că el s-a dezvoltat bine și că e bine. Că cumva ăsta e răspunsul. Nu am teama asta, adică nu mi-am pus-o. Așa, și eu chiar cred că educația bazată pe dezvoltarea competenței, centrată pe competențe, e o chestie care se va întâmpla. Că va dura mai mult, că e normal să dureze, se va întâmpla. Dar da, trebuie să le explicăm copiilor. Mulțumim, Adi. Mulțumesc și eu. Și sperăm să ne revedem peste câțiva ani sau câțiva ani, ca să vedem cum e atunci când nu mai ești profesor debutant, dar încă ești un profesor atipic, pentru că, uite, n-am vorbit foarte mult de educația antreprenorială, iar eu știu că tu ai multă energie în acest domeniu. Da, și e de făcut la clasă. Hai să facem un alt eveniment în care să vorbim despre asta. Da, mergem la clasă și filmezi acolo. Bun, mulțumim celor care au rămas alături de noi până la finalul acestui mini-interviu. Vă mulțumim că luați parte la evenimentele noastre, că ne susțineți, pentru că fără dumneavoastră, cu siguranță, nu am fi putut fi acum aici. La revedere, să aveți un weekend frumos în continuare!